Bună seara, dragii mei, la România Ascunsă. Bună seara la sfârșitul lumii. A venit sfârșitul lumii, apocalipsa, dezastru, tot. Ia uitați noastră ce fac ăștia. Râdem ca să nu plângem. Înțelegeți? Pentru că în acest moment demența este demență. Eu așa ceva n-am mai văzut. Nu credeam că voi trăi aceste vremuri. Ce ați văzut mai devreme este un fake, evident. Este luat de pe internet. Nu sunt eu ăla din stația de autobuz, chiar dacă semăn cu el. Dar acolo se va ajunge. Oameni buni, dragi români, trageți puțin aer în piept, nevirusat de virusul ăsta corona, da? Trageți puțin aer în piept. Și dincolo de isteria de rigoare provocată de niște derbedei care se mai numesc și lideri ai Uniunii Europene, ai umanității, ai tuturor... Bună. Luați lucrurile puțin mai așezat. În seara asta vom trata lucrurile cât se poate de serios. Sunt români în Italia, de exemplu, care au vrut să vină și ei acasă. Dom'le, atâtea înjurături mi-am luat de la postarea aia în care am zis: bă, lăsați-mă să vină. Nu am spus să nu-i bage în carantină pe cei la care au suspiciuni sau care vin din zone infectate. Nu am spus să nu fie oamenii ăștia tratați. Bă, asemenea ură, asemenea, dragii mei, asemenea lipsă de umanitate, de... Eu n-am crezut că o să văd vreodată. Dar mai lasă-i dracu să moară acolo, că au votat cu Iohannis. Păi bine, bă, și dacă au votat cu Iohannis și n-au votat cu cumpănaș, trebuie să moară, mă? Să moară acolo? Să moară de foame, bă, nu de virus. De foame se va muri curând, nu de virus. Dă-l dracu de virus, că o să vă explic cum e cu virusul ăsta. Deci, ura pe care românii de acasă, o parte din ei, or fi fost naibii politic, nu știu, or fi fost niște trepăduși de pe la instituțiile astea, de pe la partide care au comentat pe la postarea mea. Dar în halul ăsta să reacționezi față de niște oameni care au plecat de bine de aici? A plecat că el era bine, că aveau locuri de muncă, erau extraordinar, n-aveau nicio problemă. Bă, au plecat de chinuiți, au plecat de sărmani, au plecat de săraci, au plecat de umiliți de statul român, au plecat de abordarea asta în care interlopul are dreptate și poliția îi face dosar lui, de-aia au plecat, mă. Sau vă e bine în România ăștia care stați, nu? Și mă refer la cei care au înjurat. Bă, ne simțiți dracului. Ăia sunt tot român, mă. Bă, că au votat cu Iohannis, că au votat cu altcineva, nu mă interesează. Ăia sunt români. Și oricând, la orice oră, au aceleași drepturi ca noi. De ce istericalele astea? Să nu vină, să stea acolo. Alo. Eu am înțeles că voi puneți botul atunci ce spune ăla de la televizor. Sunt om de și om de presă de 15 ani. Știu cam cum se fac campaniile astea. Să nu vă închipuiți că niște lanțuri de supermarketuri nu fac niște campanii agresive la televizor, acum nu plătește niște bani. Cine plătește publicitate? Iete acela nu plătește nimeni publicitate. Na. Și vorbesc eu ce consider de cuvință, împreună cu invitații, împreună cu... Dar la televizoarele alea, la canalele de știri. V-ați uitat și dumneavoastră în pauze să vedeți cine plătește salariile lor? V-ați uitat? Vă spun eu cine. Mare parte sunt firme de comerț. Vând Pampers, tampoane, toate uribilitățile alea, de mai pute de mine să vomit. Bun. Ăia își vând marfa. Deci 90% din reclamă este despre comerț, adică despre supermarketuri.
despre ce se vinde în magazine. Păi și atunci ce să cred eu? Să cred că întâmplător așa, la 23 de cazuri de persoane infectate cu acest virus, este virus. Bă, e o gripă, dă-o dreacu! Mai potoliți-vă, mă, cu intoxicarea populației, bă! Dragii mei, când vă uitați la televizor, fiți foarte rezervați. Când vă uitați la autoritățile statului, fiți foarte rezervați. Unii sunt ticăloși, alții sunt proști. Ăia sunt ticăloși pentru că trebuie să vândă, alții sunt proști pentru că nu știu ce să facă, de unde să o apuce, unde să termine. Nu știu nimic. M-am uitat, repet, cu dezgust la modul în care o parte din românii de acasă îi urau pe aia de afară. Era aia, e drept, să rămână acolo, că au vătea, dar de ce să se întoarcă, să-și infecteze rudele? Nu, bă. Sunt și ei niște ființe umane. Și că vrem sau nu vrem, îi iubim pe toți. Dacă vin acasă, nu sunt inconștient să-și infecteze rudele, să-și infecteze copiii sau părinții. Ei, în acest moment, dacă vin acasă din Italia, de exemplu, din Spania, trebuie să treacă printr-o carantină. Sunt convins că da, cei care nu se supun, ok, nu îi lași. De acord, dar ăia care se supun regulilor. Cum, mă, frate, să ajungi tu să spui că nu-i primești, mă? Cum, mă, tu român? Tu român să spui, dai, mă, dracu, să rămână acolo, erarea, dracu, de români. Păi ce, i-am trimis eu? Să rămână acolo, plecați. Bă, da, poate vin și de Paște, știi? Unii mai sunt și credincioși dintre cei plecați. Unii alții, de exemplu, acolo nu mai muncesc de 14 zile. Că s-a blocat totul. Că și italienii sunt la fel de cretini ca românii la nivel de conducere. Am și eu o întrebare. Ce să facă, mă, amărâția care nu mai au de plătit chirie? Să rămână unde? În drum? De ce? Că nu vreți voi să vă infecteze, da? Că sunt alți români decât românii de aici. Bine, mă, de acord. Uite, îi lăsăm acolo să moară. E bine așa? Să fie niște zombii ai italienilor, să ajungă eventual la mila lor, ar fi bine așa? E bine așa? Vă place? Sau ar trebui să fim și noi normal la cap, să spunem, bă, ok, de la toată granița de vest, hai bă să-i ajutăm pe oamenii ăștia să intre, cu măsurile de securitate care se impun. Nimeni n-a spus, eu n-am spus nicio secundă, nu, doamne, să-i lăsăm așa, să umble oriunde. Ok, sunt niște reguli. Trebuie să respecte regulile alea. Dar ce avem, mă, cu ei? Ha? Nu sunt tot românii noștri? Nu sunt tot rudele, prietenii, neamurile voastre? Bă, capete seci. Ăia care ați comentat. Sunteți nebun, bă, v-ați transformat în niște ființe subumane, mă. Eu nu pot să cred așa ceva. Bun. Deci isteria cu virusul ăsta pe mine m-a pus la pământ. N-am ce să mai, nu. Deci a scos la iveală tot ce este mai urât, dacă mai aveam vreun dubiu, în natura umană. Deci în acest moment, degradarea morală, degradarea umană, degradarea iubirii, măcar a empatiei, s-a dus dracu, tot, s-a dus tot, să-mi ierte Dumnezeu că îl invoc mereu pe prietenul lui. Îmi pare rău, dar nu pot să rezonez cu voi, că eu mai am și logică. Adică eu nu mă uit așa tezor și tremur repede, că a zis nu știu care. Am o logică, am un creier, am și eu ceva inteligență și mai judec lucrurile. Nu se va muri de coronavirus, se va muri de foame. Curând să moare dracu de foame, că nu mai este nimic pe magazine și să... Da? Deci aia e problema. O să vă explic cu cifre, cu date, cu tot ce vreți dumneavoastră, cu mărturii, cu... Dom'le, cu argumente, nu cu ce părere aveți de coronavirus și își dă unul cu părerea care vine un deputat de la nu știu ce partid. Ce dracu cauți tu pe acolo? Eu cred că este foarte grav, da. Păi, bă, dacă ai citit pe internet două știri, înseamnă că știi ceva. Toată ziua, bună ziua, deci dacă te uiți așa, ai impresia că de mâine încep să umple pe stradă ca zombii. Știți că ăia din firmele alea, da, de groază. Calmați-vă, dracule, odată, lidere națiunii, duceți-vă, vorbiți oamenilor normal, faceți ceea ce trebuie. Bun.
Vom aborda foarte serios subiectul ăsta azi. Deci foarte serios. Fără isteriile țațelor de la televizor. De-abia așa că? Nu e, mă, așa că. Dar tu ai învățat să citești măcar sau să scrii, în afară de prompter. Adică dacă ți se pune o carte în față, în afară de dita mai prompterul ăla, sau dacă nu se optește unul în cască, tu mai știi ce să mai spui? Și coronavirus, dar tu știi ce e coronavirus? Te-ai documentat așa măcar puțin, știi ce e ăla? Tot aleargă ca bezmeticele pe aici, în oraș, să mai întrebe pe unul, pe altul. De parcă ei ar ști, știți? Politicienii, experții. Eu n-am văzut un virolog. Bă, n-am văzut unul. Dar în rest, experții în securitate, în alea, în armată, își dau cu părerea, generali. Bă, mai plecați de cu acasă, eventual dați-vă cu părerea. Avea altceva pe impactul economic, pe... Da, este foarte periculos virusul ăsta, că are și face și drege. Mă rog, o să vă explic și eu care este opinia mea în seara asta și argumentată despre așa ceva. Vom intra și cu câteva persoane din Italia, din zonele astea extrem de afectate în direct. Pentru că vreau să aflăm opinia lor. Repet, eu cred că situația este extrem de gravă, dar nu este extrem de gravă din cauza virusului. Este extrem de gravă din cauza prostiei liderilor. Deci, serviciile de informații ale statelor membre ale Uniunii Europene, eu am ajuns la concluzia că sunt varză. Bă, varză. Deci dacă ei n-au anticipat isteria asta, nu știu să o gestioneze, distrug economii, distrug destine, distrug oameni de dragul nu știu cui sau de ce, nu știu, nici asta nu știu, cine și de ce o face, aflăm împreună, atunci ai plătit degeaba pe ăștia care sunt în toate serviciile de informații ale Europei, nu? Așa mă gândesc eu. N-am văzut în Asia asemenea măsuri, n-am văzut pe nicăieri. No, la noi, fie ai drept, să repede, carantină. Care iese, nu pușcăm, stai în casă, stai în curte, eventual, nu știu, probabil după astea 14 zile, 15, o lună, 2, 3, mâncăm și vom trăi din ce? Din ce? Din, nu știu, din țărână, din ceva, nu știu, din ce vom mai trăi. Economia oprim învățământul, oprim sănătatea, oprim tot, bă, ne împușcăm pe stradă ca aia de vi-l arăta eu, da? Nu e, să știți că treaba asta pe mine, deci eu în până la cei 38 de ani ai mei, n-am mai văzut de când m-a făcut mama așa ceva. Și am trecut prin multe. Da? Deci demența care a cuprins autoritățile din Europa, din întreaga lume, aproape de a populația, pentru mine nu are nicio justificare, vă spun sincer. O să intrăm în direct cu aceste persoane din Italia pentru ca să vedeți și dumneavoastră care este nivelul la care s-a ajuns. Cum stau oamenii izolați, ce măsuri au luat ei acolo, draconice. După care, după ce le ascultăm, o să vă prezint eu niște date. Să vedeți și dumneavoastră câți au murit, bă, de gripă. De gripă, bă, normală, de aia, nu gripa asta. Că asta tot gripă e. Tot gripă e și asta. Domnișoarele cu prompterul, este o gripă. Ați înțeles? Deci când mai spuneți voi așa cu afectate... coronavirus, corovid sau nu merge. Deci este o gripă. Spuneți-vă, e o răceală. Da. Mai puternică. Da? Încercați să vă dați deștepte, învățați pe din afară niște formule. Citiți mai mult dacă vreți. Interesați-vă. Ideea este așa. După ce intrăm în direct și vedeți și noastră, ce se întâmplă cu adevărat în Italia, acolo unde atâția români trăiesc. O parte dintre ei vin și ei acasă, vor să ia avionul, de unde? Ciuciu, la anul și la mulți ani. Avion, pa. Anul la cursele. Bă, trebuie să fii nebun, mă. Trebuie să fii nebun. Deci ca stat, trebuie să fii dement. Ministerul de Externe, bă, mai existați? Bă, voi, ambasade, consulate, Ministerul de Externe, bă, voi mai existați pe pământul ăsta românesc? Mai existați? Mai luați legătura cu cineva din tot, de pe tot mapamondul? Să închide București. Ei, hai să discutăm după aia dacă se închide București. Să închide Timișoara, să închide Aradul, să închide nu știu care. Repede, duceți-vă la magazine și luați mâncare, fraților, că numai după aia muriți. Bă, nu vă... Ideea este fix inversă, o să vă explic după aia. Nu se închide, mă, niciun București. Dacă îți nebunește, deci dacă au nebunit. Uite, dacă au nebunit, îl închid. Dar eu vă spun că nu cred că îl închid. Nici Bucureștiul, nici Timișoara, nici Aradul, nici Oradea, nici orașele mari de pe granița aia de vest.
Pentru că n-are logică. Deci așa, dacă faci așa ceva, ești de, ai ajuns de nebun. Ce să mai? O să vedeți și dumneavoastră de ce. Bă, discutăm pe cifre. Deci nu, pandemie, epidemie, a zis nu știu cine, mai e un expert în Singapore, unul până... Și toți demenții vorbesc la televizor. Și populația zice, mamă, repede, hai! Hai, că nu mai merge. Bă, că o să ajung și eu să mă duc repede, hai, că nu mai... Păi ce mai mănânc? Adică dacă tot au luat toți mâncarea din magazine, nu ce mai mâncăm? Nu mâncăm nimic, stăm acasă, nu știu, nu ce, le spargem noi aia casele. Deci, fraților, foarte serios, cu calm, atât cât voi putea, cu normalitate, hai să abordăm această problemă altfel. Fără istericalele luate la televiziuni. Să o abordăm serios, cu cifre, cu ce înseamnă, cu ce efecte, ca să înțelegeți la ce vă expuneți și ce înseamnă lucrul ăsta. Eu nu sunt să stăm așa pe spate, știți? Nu. Dar nici să ne apucăm acum la halul în care s-a ajuns în România la 23 de cazuri confirmate în București de infectare. Bă, ferața e drept cum s-a infectat, bă, cu Ebola. Nu s-a infectat cu Ebola, unde rata de mortalitate e 50%, bă. O să vă... Deci astăzi mi-am propus să vin cu cifre, cu argumente, cu lucruri concrete pentru a mă lămuri puțin problema a acestei pandemii de isterie, pandemii de cretinism. Că nu e pandemie de ceva, e pandemie de cretinism, de idioțenie, de ce vreți voi. Ok? O să intrăm în direct cu aceste persoane la care țin și încă ceva. Am o rugăminte la românii din zona Firenze. Acolo, uite că nu toți vor să vină acasă, bă, ăia. Să rămoară acolo în Italia, cât și au, cu cine au votat ei, băi, alo. Ăia sunt tot ai voștri, mă. Tot ai voștri, că din fiecare sat a plecat câte unul, mă. N-a plecat nici de bine ce era, n-a plecat nici de situația extraordinară, mă, în care se află. Da? Nu toți vor să plece. Uite, eu femeie săracă care a trecut prin tragedia asta și s-a întâmplat să moară persoana de care avea grijă acolo în Italia. N-a vrut femeia să vină în țară ca să aducă boala. Vin, bă, ăștia, zici că, deci deja zici că sunt bolnavi de, nu știu de ce, de Ebola. De ceva, de nu știu, să nu cumva, deci închideți, săpați șanțuri, dați foc la tot, băi, alo, sunt niște oameni eventual care vin din niște zone care este o răceală. Putem să, deci atenție, hai să spunem răceală, de la mine nu mai auziți COVID-ul și coronavirusul, cred că deloc în emisiunea asta. Decât dacă vreau să fac referire la răceala asta. Că dacă îi dăm așa tot felul de denumiri, o să ajungem să credem chiar și noi. Adică și eu să cred că, bă, alu, stai puțin, deci vine sfârșitul lumii. Caut buncăr. Cine mi chiriază unul? Bun. Această idioțenie, această ipocrizie, această falsitate este, de fapt, ascunde, de fapt, niște interese foarte clare. O să discutăm despre interesele. Discutăm despre interese, discutăm cu oameni care sunt captivi. Sunt captivi în zone din Italia. Românii noștri sunt captivi acolo. Înțelegeți? Măsurile sunt draconice. Eu n-am mai pomenit așa ceva. De ce? O să vedem după aia. Nici în timpul războiului. Nici în timpul războiului nu se iau asemenea decizii. Și am văzut niște lideri pe la noi. Repede, să dăm declarație, să facem situație de urgență. Bă, vă știți ce înseamnă situație de urgență într-o țară? Voi știți ce înseamnă situație de urgență, să declar starea de urgență pentru o țară ca România din punct de vedere economic? Ați condus dracu țara asta, scuzați-mă, iartă-mă, iertați-mă cei care... Bun, ați condus țara asta. Voi aveți idei ce înseamnă economic și social să declar starea de urgență la nivelul unei națiuni? Sau de necesitate? Băi, debililor! Eu zic să vă mai reveniți puțin. Bun, intrăm în direct, după aceea vă discutăm calm, frumos, în liniște, aștept sugestii, aștept opinia noastră, dar cu argumente, o să vă prezint, da? De ce eu nu sunt așa de isterizat ca alții? De ce nu mă deranjează atât de mult ca pe alții? Pentru că cifrele nu mint. Situația asta este bazată pe știință. Știința nu poate să fie înlocuită de niște
de niște istericale ieftine ale unor prompte, ale unor prompteriste și ale unor interese financiare și politice. N-are cum. Bun. Astea fiind zise, mătăsică, stai că tine, n-am uitat frate de tine. Deci înseamnă, n-am uitat, mătasea mea, ești acolo, mi-a intrat la suflet. Nu te uiți nici pe tine cu interlopitei din câmpul lung. Cum era, mă, Gram? Băi, ia să vedem, când o să facem protestul, că au rezolvat tot așa și cu protestele, nu mai avem voie să facem proteste. Uite, o să ne punem măști și facem protest. Ce dracu o să faceți? Bun. Băi, Gram, bă, tu mi-ai zis mie o treabă. Mi-ai zis că tu nu știi, mă, interlopii. În seara asta îți fac eu proba că tu cunoști interlopii. Nu că îi cunoști, mă. Bă, îți fac proba. Nu că tu îi cunoști pe interlopi. Domnul cumpărașul, ce e ăla interlop? Cum făceai, mă, pe prostul zile trecute? Făceai pe prostul cu mine. Ce e ăla interlop? Păi eu nu știu ce, dacă, nu știu, eu n-am auzit de clanuri de interlop. Bă, de aia care cu traficul, cu... A, da, sunt în oraș, dar eu nu cunosc. Bă, eu o să spun eu o poză, să fii tu al dracu, dacă nu spun o poză, să vezi exact cum stai tu de gât cu unul dintre cei mai mari interlopi din câmpul lung. Te lasă că te gândești și ăla. Îți pun poză, mă, că noi discutăm pe probe de-alea evidente, știi? Ca să nu zică lumea că probe. Și când o să vin în câmpul lung, să vii tu să vorbești cu mine. Să mai ai tupeu să vii să vorbești cu mine. Mai și luat pe, domne, dar nu, dar se poate așa, dar cum acuzați pe mine că am două condamnări penale, că eu am făcut, că eu am dres, că eu că am treabă cu clanurile? Bă, hai, bă! O să se arăcă ai, nesimțitule. Ne întoarcem și la ce se întâmplă în câmpul lung. Apropo, bă, iepure, ce faci, mă? Nu tu, nu voi, nu dumneavoastră. Iepure, dacă nu răspunzi la telefon, dă-ți demisia că s-a plângere penală mâine. Deci voi aia de la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, vă bate joc de noi? V-am trimis solicitare scrisă și v-am și sunat de câteva ori. Deci voi aveți un purtător de cuvânt, nu mai spune inspectorul șef. Și voi nu răspundeți presei și nu răspundeți cetățenilor? Băi, iepure, iepure e numele lui aia, de, o cheamă, nu știu ce, purtător de cuvânt, ce-o fie pe acolo. Iepure, tu dacă mâine nu răspund la telefon sau iepure, cum te-o chema, eu ți ies fa personal la plângere penală. Da? În îndatoririle tale intră fix asta. La orice oră din zi sau din noapte. Nu știți cum s-o mai dați cotită de vreo două zile? Pentru că v-am pus în scris? Ce ați făcut cu raportul lui Ciolan? Ce ați făcut cu Mătăsaru? Ce ați făcut cu Jegoșii de acolo? Ce faceți cu cazul Soroiu? Bă, băieți, de la IPJ Argeș, mâine este ultima zi în care puteți să-mi răspundeți. Și datoria voastră, dacă sunteți purtători de vorbe, păi vorbiți la drac, vorbiți cu noi, spuneți-ne ce se întâmplă. Nu vă omoară nimeni. Dar dacă sunteți plătiți ca purtător de cuvânt, eu voi avea grijă să consider că este un abuz în serviciu. Și că voi nu vă îndepliți obligația de serviciu absolut deloc. Că nu purtați vorbele. Dacă scrie purtător de cuvânt, înseamnă că trebuie să aveți cuvinte cu mine. Ăla care vă întreabă ceva. Voi de două zile vă ascundeți ca iepurii, ca iepurele, da, că așa, nu așa o cheamă. Vă ascundeți ca iepurii până bureni. Ce-ar fi să vă faceți voi datoria aia legală și să ne răspundeți la întrebări? Alea în care spunem, cum e cu interlopii de până câmpul lung, de până Argeș, cum e cu asta? Ha? Bun. Bogdane, intrăm în direct cu niște oameni ca să aflăm cât de nebuni au ajuns italienii. Deci nu, deci mai azi mai nebun ca noi. Bă, nu, mai nebun ca noi nu sunt. O să aflați după aia dacă se închide Bucureștiul, dacă se închide Timișoara, stați aici aproape, că vă dăm noi știrile. Alea reale, nu alea plătite de ce vrea partidul să spună aia. Se, nu, vă spunem, nu e adevărat, că îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut și am suficient acces la informație de orice natură. Uite, vreau să intrăm prima dată cu doamna, această femeie care și-a pierdut locul de muncă că a murit omul de care avea grijă. Femeia nu vrea să vină acasă. Săraca a căutat, a aruncat-o în stradă. A căutat femeia unde să stea. Bă, animalelor ce sunteți, aia care ați scris pe Facebook, mă, ieri, sau la postarea mea de ieri, că dar să vedeți, să stea acasă, să nu vină aici. Bă, s-au găsit români acolo. Oameni cu bun simț.
da? Care au primit-o pe femeia asta, să aibă grijă de ea. Voi ce ați făcut, mă, fiați voi ai naibii să fiți, chiar să zic altfel. Voi sunteți în stare să-i omorâți pe românii care vin în țară? Nu, nu, să stea, nu, să nu calce pe ei. Cum adică? Adică nu, trebuie doar euro de la ei. Euro e bun. Euro e bun. Euro sunt buni, restul să stea pe acolo. Adică ce înseamnă asta să vină acasă, să ne infecteze pe noi și copiii noștri și... Nu, nu e bine. Păi da, păi asta înseamnă solidaritate, nu? Adică, bă, n-a venit războiul. Mie mi-e frică să vină dracu vreun război peste noi. Mi-e frică să vină vreun război. Că națiunea asta se duce... Deci nu mai trebuie să mai facă cineva apel să tragă cu tunul. E suficient să anunțe că trage cu tunul, înțelegi? Și s-a dus, pleacă toți pe unde văd cu ochii. Deci eu așa ceva n-am crezut că o să trăiesc. Nu puteți fi atât de nemernici. Tu ce vrei, mă, Bogdan? Bun. Sunt cam nervos azi. Ia, să intrăm cu Magda în direct. Să vedem și noi ce s-a întâmplat cu femeia asta. Uite, ea vrea să găsească de muncă pe acolo. Vreau să-i ajutați, cei care sunt în zona Firenze, da? Dacă nu răspunde, luăm pe cineva din Italia. Bun, dar cei care știți cazul nu trebuie să mai... Da? Este badanta care a rămas săraca pe drumuri pentru că a murit de care avea grijă. Cei care o cunoașteți pentru că mi-ați scris, ajutați-o, fraților. E un român, dar nostru, da? Ok, haideți să mergem mai departe. Deci, noi suntem foarte speriați, toată lumea a intrat în panică, trebuie să cumpărăm de toate. Distrugem supermarketuri. Se vor face filme de alea de horror după experiența asta. Cred că s-o pas cu coronavirusul. Bogdan, lăși-mă confirmările de la înainte. Bine. Bine. Între timp să nu fie ajuns carantina prea mare. Mai respir și eu, că m-am enervat suficient. Închidem București. Să mor tu că închizi București. Ce urmă? Alo? Bună seara! Bună seara! Alexandru Cumpănașul, la Dărăză. Ce faceți, doamnă? Bună seara! Plăcere să vă aud, îmi face deosebită plăcere să vă aud. Doamne, sunt foarte fericită de ceea ce faceți, vreau pentru țara asta, pentru toată lumea asta care află niște adevăruri cumplite. Eu, ce să fac, eu sunt un pic preocupată de situație și eu. Doamnă, spuneți-ne exact ce se întâmplă acolo și dați-vă și numele complet ca să știe lumea, ca să nu fie nicio problemă. Mă numesc Oprea Nina, sunt la Milano de 20 de ani. Da, de 20 de ani la Milano. Lucrez în Milano de 20 de ani. Eu, sincer, să vă zic, acum e o perioadă când sunt un pic preocupată, că și eu am și pe mama aici de anul trecut și trebuie să mergem în spital și sunt probleme. La Milano sunt probleme. În ce sens? Am înțeles că în ce sens, cei care se îmbolnăvesc, supra tot cei mai în vârstă, dacă cum nu au aparate în spital, ia pe aia mai tine și pe cei mai în vârstă îi lasă să moară. Deci e trist, dar adevărat chestia asta. Deci e un pic dificilă situația. La Milano sunt foarte mulți care sunt cu virus acum și per forța trebuie să aleagă din ei. Și îi alege pe cei mai tineri ca să îi vindece.
E un pic spaventos pe stradă, deci dacă trebuie să fii atent să nu te și la rând, să nu stai prea aproape de unul, să ții distanțele. S-au închis și școlile, totuși este un avantaj la școli, pentru că fac acasă, fac lecțiile cu ei. Da. Dar ăsta e un lucru bun. Dar pentru noi, cei care avem părinți mai în vârstă, mai... eu lucrez și cu o doamnă care are și așa 70 de ani și acum eu trebuie să merg cu mama mea săptămâna viitoare în spital și se preocupat și ea pentru situația asta, că intrând în spital zi de zi, sunt în pericol și eu pot iau microbul. Dar nu ne rămâne decât să ne rugăm să avem credință și supiere. Totuși eu, sincer vă zic, eu când am început nu eram așa spaventată, nu eram, nu, cum zic, nu mă speriasem de virus în genere, zic, ma, e o răceală, noi că și trebuie să fim precauți, deci asta este, să ne spălăm des pe mâini, să ne, eventual lămâie este foarte bun, vitamina C și vitamina B să luăm mereu, și precauți. În general, pot lua și copii. Deci s-a întâmplat foarte multe cazuri la Milano, pentru că mulți, duminică, de exemplu, stăteau copiii în parc, s-au închis școlile, dar ei au ieșit în parc, stăteau unul lângă altul și copiii pot lua și sunt foarte multe cazuri și pentru copii, să știți că nu se spun multe. Eu, de exemplu, doamna are foarte mulți doctori în spital, la policlinică, la Nigoarda, mi-au trimis niște mesaje care se sperie. Deci când spun plâng doctorii, că nu știu care să-i salveze pe ea tineri sau pe ea în vârstă sau pe ea care e de 40 de ani, e tragic un pic, sincer. Adică m-a spăimântat. Prima dată așa ziceam și ei, e o răceală. Dar mulți spun când treci prin... Dar cei care sunt salvați au zis că respiră foarte greu, este înspăimântător prin ceea ce treci. Deci, mulți spun care au trecut prin asta, sunt foarte atenți, pentru că nu este ușor. Doamna, și ce vreau să vă întreb, ce se întâmplă acolo? S-au golit magazinele? S-au luat decizii din astea radicale? Nu. Eu astăzi am ieșit afară. Am fost, într-adevăr, am ieșit până la este lungă în Washington, că eu stau în centru Milanului. Era, într-adevăr, să zicem, erau 40 de persoane, dar cum stau la un metru, aveam impresia că e coada de 2 km. Da. Stăteau la distanță și nu dă voi decât câte 10 persoane într-un magazin foarte mare, dar, de exemplu, am venit la Carrefour, este aproape, și la Carrefour erau 2 persoane înăuntru. Deci costă mai scump, dar nu era nimeni. Și sunt deschise? Nu. A fost o perioadă când dau buzna și au golit magazinile acum o săptămână, da. Dar acum se găsesc toate în magazin, numai la farmacie, nu se găsesc măști, nu se găsesc mănuși, nu găsim. Și rest, din mâncare găsim de toate, nu se spune problema. Deci au și spus la televiziune, nu vă faceți probleme, magazinele vor fi pline și dacă în momentul în care au să închidă, să zicem că oameni și ăștia posibil să îmbolnăvească și ei sau să pun în medicalii, o să vină acasă să aducă cumpărături și așa noi facem speză pe internet, vin acasă, se aduce la ușă. Am înțeles. Da, vă rog. Nu chiar atât de... Deci trebuie să avem curaj și speranță că depășim și valul ăsta. Oricum, sunt mulți care sunt și speriați, pare. Sunt mulți care sunt speriați de situație. Da, așa am realizat și eu. Doamna Nina, eu vă mulțumesc mult că ne-ați spus ce se întâmplă la Milano, pentru că sunt mulți români, foarte mulți români acasă, care se uită cu îngrijorare la știrile astea bombastice care vin de acolo. Știți că presa mereu exagerează și am vrut să avem... Nu, exagerează. Au fost chiar săptămâna trecută, au fost poate mai multe cazuri, acum am înțeles că, uite, așa a dat la televizor,
urmăresc mereu și eu și de la televizor. S-au pus deja în funcțiune alte aparate pentru respirarea mecanică care să le distribui în Italia, pentru că vor să ajute toată lumea, practic, toți pacienții ce se îmbolnăvesc. Acum încă știți ce s-a întâmplat, pentru că la început nu credea lumea și a luat-o mulți în derâdere, cel puțin tineretul. Când vedeai pe stradă, spuneau, nu, că am 20 de ani și nu, minuni se întâmplă. Ei, s-a întâmplat și la cei de 20 de ani, s-a întâmplat și la cei de 5 ani. Deci, dacă lumea ar înțelege să stea o perioadă în casă, cât de foame nu are nimeni, că dau buzna și-și cumpără toate prostiile din magazin și aglomerația asta face rău, dacă ar sta tot acasă o perioadă, să nu se aglomereze, că asta se întâmplă, că dacă se aglomerează spitalele, devine foarte dificil. Da. Devine dificil pentru că doctorii au spus clar, noi trebuie să-i salvăm pe cei tineri, aia bătrâni mor. Deci și dureros să-i lasă să moară. Doamne, dar... Uite cum s-a întâmplat acum, sunt mulți care s-au dus acasă, n-au știut că au virusul, îl dă la părinți, îl dau la ceilalți și așa să distribui, practic. Da, doamnă, așa este, dar și acest virus nu este chiar așa imposibil de eradicat, pentru că până la urmă vorbim despre o gripă de alt tip, isteria, cum a spus noastră... E o gripă, dar practic îți atacă plămânii, e o pulmonită. Așa este, da, da. Și, deci mama, e gripa asta la noi există așa anul trecut în Milano. Uh-huh. Deci sunt blac cu măști, sunt blac, dar asta e chestia, că tu în momentul în care ai simptomile astea, stai în casă liniștit, asta spun toți. Deci tu când simți că ai, simți răceala aia în tine, simți că scurge nasul, ai, exact cum e gripa, cum încerci gripa și trebuie și asta. Fă-ți un ceai fierbinte, ia-ți o aspirină, ia-ți un paracetamol și stai liniștit, nu te duci și cu papii ăla, nu te duci și strângi în brață, ăla, așa-i dai. Deci așa se dă. Pe ce să facă doamna noastră? Deci să nu spuneți la mână, la gură, un șervețel, ca să nu sară și la celălalt. Da. Deci fiecare să fie conștient de situație. Da, doamna, una este să nu stea cei care sunt infectați și alta e să facem așa o generalizare și toată lumea să fie panicată, să se închidă în casă și cei sănătoși și să nu mai meargă la serviciu. Nu, și eu, nu, că așa n-am mai ieșit niciunul nici din casă, nici nu. Da. Nu trebuie să fim nici panicați, doar atât că trebuie să luăm un pic de precauțiune. Uh-huh. Să fim un pic precauți de situație. Doamna Lina, pentru oamenii de acasă, pentru românii de acasă, ce mesaj aveți? Care au rudeni în Milano, care au rudeni în Italia în general? Nu, doar să stea liniștiți, că oricum să știți că eu, față de exemplu, în Napoli, că am văzut un reportaj cu unul care a murit, sora lui a murit în casă. Uh-huh. În Milano, în cel puțin în Lombardia, suntem bine tratați, sincer. Uh-huh. Sincer, foarte bine tratați. Am înțeles. Deci eu am adus-o pe mama mea din România, că a avut, mama mea a luat acum 20 de ani virusul ce e, deci l-a luat de la un dentist și știm de unde, și sunt milioane de persoane la noi în țară cu virusul ce care mor, nu-i ajută nimeni cu nimic. Așa este. Așa eu este, am fost în țară, în Iași, cu mama anul trecut, știi ce mi-a zis? Dacă puteți, aveți posibilitate, luați-o. Că mama mea de la hepatita C de, a făcut un nodul. Și acum mi-o tratează în Italia. Deci corect. Acum. Da. I-a făcut PCR sanitară tot și o tratează aici. Deci doctorii de aici se pot ocupa de ea, dar la noi nu. La noi mi-a zis doctorita, trebuie să dai de la portar până la ultimul. Da, da, șpaga e la ordinea zilei. Trebuie să dai șpagă de la primul... Este rușinos și, sincer vă zic, pe mine mă preocupă că am prieteni, am și eu neamuri în țară rămasi. Mă preocupă situația din țară, pentru că nu, da. nu te tratează și nu... O să fie o marababură acum cu... De aia zic, trebuie luat precauții să nu ajungem în spital. Este greu pentru cei care vor ajunge. Și cei care ajung, în general, bătrâni, sunt sigur că mor aia. Da. Deci eu sunt convinsă. Mi-e pare rău, sincer, de ceea ce spun și... Dar ceea ce am auzit și aici, practic, când au fost la început, deci au plâns doctorii și am și o prietenă care este asistentă română, româncă din Firenze, și același lucru mi-a zis. Plâng asistentele și doctorii lângă oameni că nu pot să-i ajute.
nu au aparate, n-au la ce se pună și vezi, îi lasă floarea sfocată. Deci e o moarte îngrozitoare. Da, doamnă. Asta e. Mulțumesc foarte mult, doamnă Lina, vă așteptăm cu drag oricând cu vești de acolo. Vă mulțumesc cu toată familia dumneavoastră. Mulțumim. Și toți cumpănașii noștri. Da, mulțumim frumos, doamnă, mulțumim. Sănătate și vă apere Dumnezeu de toate. Așa să fie, mulțumim frumos. Sărutuna, sărutuna. La revedere, bună seara. La revedere, doamnă Sărma. Bun, iată, care e bă panica în București? Ce v-a apucat, bă, nebunilor? A? Ce v-a apucat? Să închidem Bucureștiul, să închidem Timișoara, că moare lumea. Uite că nu e chiar așa, nici măcar în Italia nu mai este chiar așa. Dar mă rog, o să mai luăm și alte puncte de vedere și alte informații, pentru că sunt foarte mulți români care au rude acolo. Și după aceea o să facem așa, în așa fel încât să avem o discuție așezată, fraților. Vreți adevărul despre acest virus? Vreți să știți care este riscul de deces? Haideți să le discutăm pe bune. Deci nu cu declarații bombastice de la 7 miniștri care se pun la masă și spun ce? Cam asta. Deci eu n-am înțeles nimic. Oh, chiar m-a săturat de ăștia. Îi știu de prea mult timp și m-a săturat de prostiile lor din cap și de nimic, de fapt. Dar Italia mă preocupă, românii Italia mă preocupă și vreau să vedem care e situația acolo, pentru că așa e normal. Alo? Bună seara, să rămână! Bună seara, domnule Alexandru Cumpănașu! Ce faceți, doamnă? Ce să fac? Stau în casă. V-ați sechestrat în casă? Da. Am înțeles. Este un coșmar. Este, doamnă, chiar vreau să ne spuneți, dar înainte de asta vreau să le spuneți și telespectatorii, mă rog, celor care se uită anumite telespectatorii, numele complet al dumneavoastră, ca să știe cu cine stau de vorbă. Da, numele meu este Coada Alexandra Georgiană și vă sun din Brescia. Încă o dată, ca să nu, că nu s-a auzit. Deci mă numesc Coada Alexandra Georgiana, da, și da. Stau în Brescia acum, vă sun din Brescia. Da, da, eu știu, doar pentru telespectatorii am făcut precizarea. Da. Spuneți-mi, doamnă, care e situația acolo? Ce se întâmplă? Acum situația este gravă, vă spun, pentru că chiar azi dimineața am vorbit cu o prietenă mea, ce este doctoriță. Da. În Spitalul Civil din Brescia, care este al treilea cel mai important din Europa. Da. Deci vă dați seama. Și nu mai este oxigen, nu mai sunt pastile, nu mai este nimica. Asta nu e bine. Și numărul de contagiați este în creștere. În Brescia. Da, în Brescia. Eu nu vreau să sperii poporul, nu vreau să sperii lumea, dar este adevărat ceea ce se întâmplă. E foarte bine că să ne spuneți exact așa cum stau lucrurile. Și practic ce măsuri s-au luat? Asta spuneați că sunteți practic într-un fel de sechestrare așa, la domiciliu. Da, stăm în casă pentru că nu avem voie să mergem nici dintr-un oraș în altul, trebuie să stăm în casă izolați. Nu avem voie să mergem doar dacă avem un act să justificăm că mergem la lucru, da. Mergem să facem cumpărăturile sau să ieșim la doctor. Deci doar în situațiile acestea aveți voie să ieșiți din oraș? Da. Și practic în rest măsurile sunt de a sta pe efectiv în casă chiar dacă nu sunteți infectată? Da. Trebuie să stăm în casă pentru că nu știm dacă avem virusul. Deci nici noi nu putem să știm dacă avem virusul și este periculos, putem să-i contagiem pe alții. Am înțeles. Și, de practic, noastră, în acest moment, v-ați făcut provizii sau cum? Adică ce se întâmplă acolo? Eu, mie mi-e greu să-mi imaginez cum se desfășoară lucrurile. Vă spun faptul că mi-am făcut provizii. Puteam să vin și eu acasă, să vizitez familia, da. Dar în primul am crezut că este o glumă și că nu este adevărat ceea ce se întâmplă. După ce am văzut că în realitate este adevărat și am decis să nu vin acasă ca să mă îmbolnăvesc părinții. Uh-huh. Este o decizie înțeleaptă, dar și dacă veneți acasă puteați intrați într-o carantină, dar până la urmă ori acasă, ori acolo, tot izolată stăteați. Însă da. Sunt multe... Da. Știți care... Vă rog, vă rog. Știți care este ideea? Pentru că vă dați seama, dacă aici nu mai au cu ce să ne trateze. Vă dați seama, România, că nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Oh, da. Asta e marea problemă, de fapt. Că nu sunt pregătiți pentru că boala în sine nu e ceva foarte grav. Doar că, efectiv, nu au. Noi suntem vai de mama noastră. Deci vreau să vă spun că azi dimineață când am vorbit cu doctorița, prietena mea,
mi-au spus că și doctorii s-au îmbolnăvit. Mm-hmm. Deci situația este gravă. Mm-hmm. Și în Brești... Deci până astăzi la 12, deci astăzi până la prânz au fost declarați 631 de morți. În Italia. Vindecați 1004 și contagiați peste 10.000. Și decese 650 în Italia? Da, 631 de persoane. 631 de persoane decedate, da. Să știți că față de gripa de anul trecut, eu am făcut niște statistici, sunt mai puține persoane decedate, dar gravitatea, mă rog, amploarea pe care a luat-o probabil, determină și o altă spaimă, părerea mea. Deci, cum să vă spun, din câte am înțeles, nu este doar o simplă gripă. Uh-huh. Nu este o simplă gripă, este mai mult. Uh-huh. Și problema este, pentru că toate paturile sunt ocupate, nu mai sunt locuri, dacă se răspândește, e și mai grav pentru că se mulțește. Și dacă o persoană are probleme de sănătate, nu mai poate fi salvată, pentru că nu mai este loc. Așa este, doamnă. Este adevărat că tot spun, au murit doar persoane care sunt în vârstă. Au fost și puțini tineri care au murit. Dar problema este gravă. Dacă nu m-aș fi întors în țară, părinții mei, dacă sunt bolnavi cu plămânii, cu inima, da. I-aș fi îmbolnăvit. Dacă sunteți bolnavă, da. Da. Situația este gravă. Trăiesc ca un coșmar. Nu iese nimeni din casă. Noaptea se aud elicoptere, ambulanțe. Serios? Da. Bă, chiar că este un coșmar. Adică îți dă un sentiment de teamă ce se întâmplă acolo. Vă dați seama că nici nu mai știu ce înseamnă frica în momentul acesta. Mă preocupă situația ce va ajunge în România. Asta mă preocupă. Mă preocupă pentru familie, pentru toți românii. Eu mă bucur, doamnă, că sunteți sufletistă, pentru că am văzut și români care, mă rog, au avut o fel de opinii în perioada asta spre cei care au plecat în afară. Ca să nu vă ținem foarte mult la telefon, mesajul dumneavoastră pentru românii care au rude, prieteni în Brescia și în zona aceea, care este? Este să stea în casă. Să stea în casă, să nu iese afară, ca să contagieze și pe alții. Și să așteptăm să vedem ceea ce se întâmplă în continuare, pentru că nu se știe. Deci suntem din 8 martie, da. S-a dat legea să stăm în casă până în 3 aprilie. Deci este o lună. O lună de zile? Da, deci o lună de zile trebuie să stăm în casă. Domnule, dar ce se întâmplă cu dumneavoastră din punct de vedere economic? Oamenii, dacă nu muncesc, din ce... Chiar asta vreau să vă spun, că acum așteptăm vineri să semneze guvernul, pentru că statul vrea să dea 25 de miliarde de euro pentru economie. Am înțeles, adică să plătească oarecum această lună în care oamenii stau acasă, nu munciți, nu vă plătește angajatorul până la urmă. Da, deci 12 miliarde de euro vor să le investească în economie, uh-huh. Iar restul să le investească pentru spitale, ca să aducă pastile, oxigen. Uh-huh. Și eu cred că românii, toți care au plecat, au greșit într-un fel. Pentru că puteau să mai aștepte. Cei care au plecat din Italia? Cei care au plecat din Italia, da? Da. Pentru că statul vrea acum să plătească pentru cei care plătesc chirii, curent, gaz, lumină, să le plătească ei ca să nu plătească două luni sau cât durează. Am înțeles. Bun. Poate că unii n-au apucat această știre. Știu că sunt unii români care stăteau în chirie și care nu mai își permiteau pentru că stăteau acasă. Da. Exact. Asta este, pentru că eu înțeleg că toți au plecat panicați, de frică. Trebuia să mai aștepte un pic. Uh-huh. Au luat deciziile prea repede. Am înțeles. Deci, practic, să mai zic că prietena mea de tăriță mi-a zis, chiar dacă nu suntem contagiați, să folosim foarte multă vitamina C. Da. Așa este valabil pentru orice tip de virus care se transmite, mă rog, care are legătură cu
acest tip de rădăcină corona. Dar vreau să vă întreb, doamnă, deci practic, așa ca om care trece printr-o această experiență neplăcută, sfatul dumneavoastră pentru cei care sunt acum românii din Italia, de acolo, din zonă, este să rămână acolo și să nu vină în țară, nu? Sau cum? Da, da. Eu îi sfătuiesc să rămână în Italia pentru binele familiei, pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, să stea aici. Să nu plece ca să nu afecteze și România. Deja cred că este târziu, că deja dacă am răspândit. S-a răspândit, dar în România nu este chiar așa. Adică se și exagerează foarte mult. Mă rog. Este adevărat. Așa era la început și în Italia. După care s-a declanșat și nu s-a mai putut face nimica. Da, am înțeles. Am înțeles, doamnă, și... Practic, mesajul pentru cei de acasă, care ar fi? Pentru cei din România? Adică cei care sunt aici în România și care au rude, au neamuri, au prieteni acolo în Italia. În zona care sunteți noastră acum, în Brescia. Da, eu i-a sfătuit să-și facă provizii și să stea în casă. Pentru că nu este un joc, nu este o glumă, este ceva serios. Nu vreau să o bag frica în oameni, dar este ireal ce se întâmplă. Trăiesc într-un coșmar. Mă credeți că mă trezesc în fiecare zi și aștept să se îmbunătățească lucrurile. Pentru că mă simt ca o pasăre închisă într-o colivie. Nu pot să ies afară. Da, este oribil din punctul meu de vedere și într-o anumită măsură cred că se exagerează, dar asta rămâne de văzut pentru mai târziu. Eu să știți că vă mulțumesc mult pentru că ați intrat în direct cu noi, pentru că sunt foarte mulți români care duc de aici grija celor care sunt în Italia și vor să știe ce se întâmplă în diverse zone ale Italiei, pentru că, din păcate, știrile false circulă mai repede decât realitatea, iar noastră ne descrieți, indiferent din ce zonă, ne descrieți realitatea așa cum o simțiți ca și cetățean, ca om care... Da. Deci sunt lucruri care nu le citesc în ziare sau pentru că nu mă interesează ce... Eu vorbesc ceea ce se întâmplă în spital, prin apropiere și știu informații reale. Am înțeles. Doamnă, vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Vă doresc și eu vă mulțumesc. O ședere acasă cât mai liniștită, că vă dați seama, eu nu aș nebuni, dar sper ca lucrurile să îndrepte cât mai repede și dacă sunt informații noi sau orice altceva, vă rugăm să ne comunicați și nouă ca oamenii de acasă să afle de la adevărații oameni de acolo, pentru că ambasada nu vorbește, cei care trebuie să comunice nu comunică și încercăm să luăm legătura cu românii noștri, cei care chiar nu au niciun interes să mintă sau să spună lucrurile false. Domnule Alexandru, aș vrea să mai spun. Vă rog, doamnă. Pentru că știu că acum toată lumea este contra Italiei. Pentru că crede că de aici a plecat adevăratul virus. Dar prima dată a plecat din Franța, Germania și după aceea a ajuns în Italia. Prima dată a plecat, de fapt, din China, dar într-adevăr este văzută ca pucar acum Italia. Însă nu este nimeni. Eu consider că cei care românii de aici de acasă care văd cu se uită cu, am văzut a fost și această atitudine de a da vina pe românii din Italia care se întorc, pe românii din Italia. Da. Ce vină au oamenii ăia, pentru că până la urmă știți și exagerează extrem de mult. Până la urmă se pot lua măsuri de carantină dacă se întorc sau mă rog. Dar oricum cu atât, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și eu vă rog mă rog la Dumnezeu să ne ajută pe toți și să-mi dea multă sănătate. Doamne ajută, doamne, așa să fie. Încă o dată mulțumesc. O seară plăcută și liniște sufletească. Ia să vă țin la curent cu ce mai aflu. Vă rog, suntem aici. Vă mulțumesc. Salut, mâna. O seară bună. Dragii mei, o altă româncă dintr-o altă zonă, o altă cumpănașă dintr-o altă zonă, zona Brescia, tot Italia. Vedeți și noastră, zonele sunt diferite, opiniile sunt, sau experiențele sunt diferite și atunci este firesc lucrul acesta. Aș vrea să mai luăm încă un apel, pentru că pe mine mă doare când văd toate intoxicările pe care unii le promovează și este foarte important să avem cât mai multe puncte de vedere, pentru că sunt atâția români plecați în afară încât e păcat să nu aflăm de la ei cum stau lucrurile și să ne mintă unii și alții de pe aici care crede că știu adevărul. E, uite că nu este așa. Ambasada nu comunică cu noi, avem noi
căile noastre de comunicare și după aceea vom face o analiză pe bune. Bă, fraților, merită să ne temem sau nu? Avem o problemă sau nu? Se închide Bucureștiul sau nu se închide? Ce se întâmplă la graniță? Ce? Pronto! Bună ziua, bună seara! Bună seara, cine? Alexandru Cumpănașu, doamnă. Madonna, domnul Cumpănașu! Bună seara! Madonna, cum ai făcut că am așteptat chemata dumneavoastră seara? Din suflet v-am așteptat. Păi, am văzut că nu se poate, zic, băbe. Nici o problemă, s-a putut în seara asta să te țin direct la România Ascunsă și la emisiunea noastră și mă bucur că am putut să intrăm în dialog pentru că vreau să foarte mult să ne, doar pentru telespectatori să ne mai precizați încă o dată numele dumneavoastră complet și după aceea să ne spuneți, da? Să ne spuneți care este experiența dumneavoastră din zona în care locuiți, adică ce se întâmplă acolo. La noi ce să se întâmple, cum e, bine știți, și la televizor se anunță. Suntem și noi, cum să zicem, vorba noastră românească, într-un pericol și noi. E, dezastru, tot închis. Acum zice că o să vină să ne aducă, bineînțeles că în zona unde sunt, nu sunt așa probleme. În ce zonă sunt? În alte părți. Dar trebuie să faci declarație de vrei să mergi la cumpărături, de vrei să mergi în farmacie, trebuie să faci la carabinieri o declarație ca să poți pe propria răspundere să mergi să poți să faci. Dumneavoastră acum în ce zonă sunteți? Versul Peru, provincia de Perugia, Norcia. Am înțeles. Și mai spuneți toată numele... În Norcia, provincia de Perugia. Da. Și mai spuneți toată numele complet ca să-l pună colegii mei pe ecran. Da. Paun Silvia. Silvia Paun. Eu sunt vecin. Da, da, da. E vecinul de unde s-a întâmplat tragedia, pentru că, na, asta e, sunt Balșolt. Ah, da, așa este. Așa este, doamnă. Doamna Pământ, ce vreau să vă întreb? Care este situația acolo în zona aceasta destul de afectată? Cum reacționează autoritățile? Ce v-au spus să faceți? Ce se întâmplă? Ce le spuneți oamenilor de acasă? Noi, ce ne-au sfătuit să trec prin sate, oricum trec și ne anunță mereu, nu ne că suntem abandonați. Vă pot spune că, în sensul bun al cuvântului, se ocup foarte mult de noi. Pentru că statul nostru, președintele nostru, când românii trimit bani în țară, e bucuros. E, niciodată nu s-a interesat de noi străini, că suntem amărâți și nu abandonați. Avem încredere în dumneavoastră, pentru că poate o da Dumnezeu și s-o schimba timpurile. Pentru că noi suntem abandonați de statul nostru. Așa este, doamna. Statul nostru nu am grijă de noi. Am spus, toți românii ne-au spus același lucru, ambasadele, consulatele, Ministerul de Externe, toată lumea i-a abandonat, nu comunică cu românii de afară, este un lucru... Absolut. Numai când au nevoie de voturi, când au nevoie de noturi, de voturi, te cunosc tu, toți. Așa nu te cunoaște niciunul, nu, credeți, suntem foarte mulți români în zonă, suntem foarte armați pe conducerea țării noastre, că ne-au abandonat pur și simplu, suntem abandonați, mai ales în clipele de față în care suntem, un salut, ceva să trimit în direct, absolut nimic. Absolut nimic. Nu e posibil că noi românii noștri suntem abandonați în condițiile care suntem. Nu e posibil. Așa este, doamna Pământ. Așa este, doamna Pământ. Este strigător la cer. Este strigător la cer. Să știți, sunt persoane ca aici în Italia, că vin săraci și ne controlează acasă. Acum spun că o să vină cu exercitul să... de să-i răutățește la situația, să vină să ne aducă de mâncare acasă, pentru că, e o situație foarte, foarte, foarte grea, foarte. Nu se aștepta niciunul să întâmple în condițiile care suntem. La rezultatul ăsta. Trebuie să iese lumea în țară, că de multe ori am trimis mesaje, dacă vă uitați pe telefonul dumneavoastră, v-am trimis nu știu câte mesaje. Zic, măcar să întâmple ceva cu persoana asta, că sunteți un om... Cum a fost Ceaușescu, secundu-mă, credeți-mă? Nu vreau să fiu cu Ceaușescu, mulțumesc. Dar îmi iubesc țara și vă mulțumesc, doamnă, sunteți un patriot adevărat. În ceea ce privește însă zona în care vă aflați dumneavoastră, vreau să știm cam ce mesaje dați românilor de acasă sau celor care trăiesc acolo alături de dumneavoastră. Noi români aici
suntem, să știți că ne-am unit, suntem uniți. Când se întâmplă câte ceva, acum cu problema care s-a întâmplat, ori de se întâmplă ceva că unul moare, nu se poate, n-au bani să duc în țară. Noi punem mână de la mână și ajutăm, pentru că ne punem în situația la toți. Mar conducerea noastră, oare nu se gândește și la noi, că stăm și ne ajutăm între noi, în loc să ne ajute Iohannici? Doamna... Domnul Fiot, că nu există, dar să vă spun sincer, românii sunt foarte alarmați pe președintele nostru. Nu-l vrea niciunul. Comente ce-i face la adresa lui. Nu se poate, nu, e strigător la cer. Nu e posibil. Îmi pare rău că n-am colegele lângă mine să le simțiți în grup ce se poate întâmpla într-o țară străină, departe de casă, și nu se gândește unul la noi. Oamenii nu se gândește să crede măcar cum se poate trăi într-o țară departe de casă, să nu ai ajutor, să nu ai o chemată de nici într-o parte. Unde-i statul nostru român? Unde-i statul român? Trebuie să ieși români în stradă. Să ieși români în stradă, să-l omoare mai rău ca pe Ceaușescu, că ăsta nu e un om, e un tâlhar. Domnule, liniștiți-vă, o să luăm noi atitudine, însă vă mulțumesc foarte mult pentru că ați intrat în legătură cu noi și dacă lucrurile avansează și orice informații aveți de acolo, scrieți-mi, pentru că acum putem, avem televiziunea noastră, putem să informăm pe toți românii despre ce se întâmplă cu rudele, cu prietenii, cu neamurile lor din Italia. Așa că nu ezitați niciodată să ne scrieți, să-mi scrieți niciodată. Vă rog chiar eu să faceți lucrul ăsta, pentru că este firesc, este normal, nouă ne pasă de dumneavoastră, eu mă bucur că există solidaritate între românii de acolo, mă bucur tare mult că este această solidaritate și că vă ajutați între dumneavoastră, pentru că... Ne ajutăm foarte mult, foarte mult ne ajutăm între noi, pentru că suntem străini. Suntem străini, că asta ne deranjează foarte mult, că nu e o persoană, odată n-am văzut că vine cineva să intereseze dintr-un județ în altul, pentru că noi trimitem bani în țară, noi trimitem bani mulți în țară. Așa este. Nimeni nu se interesează să vadă cum trăiește un român. Stăm și muncim, eu am lucrat în școală ajutătoare 27 de ani. Stau aici și fac un lucru care nu trebuie să-l fac, mai pentru bani, pentru ce? Să trăiască alții care stau în conducere și domn, pentru că noi urmărim toate filmările, tot ce vedem și noi din România, că stăm cu sufletul la gură să vedem ce se întâmplă în țara noastră, pentru că ne lipsește, venim odată la un an în țară și nu te primește niciunul, ne văd ca pe caragistul, nu știu, nu mă găsesc cuvintele, credeți-vă. Vă cred, doamnă, vă cred, liniștiți-vă, noi suntem alături de dumneavoastră, mulți români din țară sunt alături de dumneavoastră și vom ajuta cu tot ce putem ca românii să fie mai uniți de acum încolo. Încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să intrați în direct și vă așteptăm oricând cu alte informații. Scrieți-mi oricând pe telefon, scrieți-ne oricând, oricărui cumpănaș, oricărei persoane, oricărui român, dar vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care le-ați furnizat românilor de acasă despre ce se întâmplă acolo cu românii din zona dumneavoastră. Da. Mulțumesc frumos, doamnă. Să rămână și o seară bună, vă doresc. Numai bine, sănătate și luptați, domnul cumpănașul, faceți ceva pentru țara noastră, pentru că avem nepoți, avem copii, nu ne abandonați, măcar dumneavoastră faceți ceva. Da, nu mai lăsați călăi, că ăștia sunt niște călăi în țara noastră, numai mâncători. Așa, vă asigur că așa voi face și că vă dau și dreptate, sunt, așa cum spuneți dumneavoastră, dar nu abandonăm, mergem mai departe. Liniștiți-vă. Să vă ajute Dumnezeu, să vă ajute. Eu și când am făcut în toate demersurile pentru fetele dispărute, mereu am trimis mesaje și la fete și am spus, hai să susținem persoana asta, că îți dă interesul pentru țara noastră măcar. Mulțumesc. Nu se poate să trăiești o viață în străinătate, nu se poate. Vrem și mai pământul nostru, vrem să trăim în țara noastră. Nu, eu vă înțeleg perfect, doamnă, și pe dumneavoastră și pe ceilalți de acolo și transmiteți-le toată dragostea noastră a celor care nu-i judecăm, a celor care nu ne uităm chiorăși, dimpotrivă. Îi iubim, vă iubim și vă simțim aproape. Vă mulțumesc foarte mult, o seară bună în continuare, doamnă.
Sărut, la revedere, domnul Cumpănașă. Eu o să vă chem pe numărul ăsta când e nevoie de ceva, orice s-ar întâmpla, vă sun. Oricând, doamnă, sunt aici. Oricând voi fi aici. Mulțumesc. Bine, mult. Mulțumesc mult. Sănătate multă, domnul Cumpănașă. O seară bună. La revedere. Numai bine. Sărut mâna. Păi bine, dragii mei, mai citești și eu comentariile pe care le trimiteți. Unii sunteți adeptul nesimțiți, ca să nu zic răutăcioși. Această femeie este de mult timp plecată. Faptul că folosește chemată în loc de sunat, să știți că nu e nicio tragedie. Când stai de atât de mulți ani într-o țară, ei, preiei din limbajul de acolo, disperarea acestei femei, disperarea acestor oameni, nu o vedeți? Sau aveți ordin pe unitate sau ordin politic să fiți orbi la așa ceva? Este o femeie normală, este un om normal dintr-o țară care a urlat disperarea din dânsa. A urlat disperarea din toți românii care au intrat în direct până acum. Asta nu vedeți? Sunteți chiori? Chiar nu vedeți? Ar trebui să vă preocupe pe cei care aveți putere, indiferent că sunteți în opoziție sau la putere. Pentru că pentru mine nu e nicio diferență. Păi nu mă interesează dacă se vorbim despre un partid sau altul, dacă vorbim despre cei care sunt la guvern sau sunt în opoziție. Chiar nu vă pasă de oamenii ăștia care sunt plecați? Chiar nu vă pasă decât la alegeri? Nu știu, întreb și eu. E firesc, nu? Bun. Ultimul telefon aș vrea să îl dau acum doamnei Magda, pentru că m-a sunat înapoi. Este românca care s-a dus să muncească în Italia și știți foarte bine, a avut loc acel deces din zona Firenze. Fac apel la toți românii care pot să o ajute să o facă. Tocmai ce mai devreme ne-a descris doamna cum românii din Italia sunt mai solidari decât sunt românii de aici între ei. Este un lucru extraordinar și le mulțumesc. Oamenii ăștia merită tot respectul, aprecierea și iubirea noastră. Sunt într-un moment greu și iată că sunt solidari unii cu alții. Mai greu cu românii de pe aici, care înjură pe românii de acolo. Eu cred că nu toți. Aceia, câțiva. Și care nu înțeleg durerea lor, care nu le înțeleg greutățile, pentru că eu nu cred că era vorba doar de teama de acest virus, care de fapt o să vă explic eu, nu e chiar așa cum se prezintă. O să discutăm cu cifre, o să discutăm cu date, o să discutăm cu lucruri concrete. Fraților, e vorba de sentimentul pe care l-ai în momentul în care simți ca om simplu că ești într-o țară străină și chiar dacă ai cetățenia statului respectiv, tu ești încă român. Ai nevoie să simți că este alături de tine statul tău. Mă rog. Să sunăm și pe doamna Magda înapoi. Încă o dată, rugămintea mea e să ajutăm cum putem pe românii din afara, din Italia, în acest moment, mai ales pe cei care rămân fără loc de muncă, pe cei care, iată, stau o lună de zile. Ce fac oamenii ăștia o lună de zile? Din ce trăiesc? Cum își duc traiul de zi cu zi? Nu că am semnal. Nici o problemă, doamna Magda. Noi vă auzim, să știți. Dacă dumneavoastră ne auziți, este bine. Da, nu că am semnal și mi-a tare la urmă, că nu că n-am, nu am vrut să vorbesc. Nu. Mi-a tare la urmă mesajul, da. Și sunt într-o zonă că nu că e semnal. Numai dacă ieși afară, bă, nicio problemă, noi vă auzim perfect. Dumneavoastră mă auziți, da? Da, vă aud. Doamna Magda, care este situația acolo unde sunteți dumneavoastră acum și mai ales cum a evoluat situația noastră? Știu că ați trecut printr-un moment greu. Fac apel la toți cei care sunt în zona Firenze să dea o mână de ajutor tuturor românilor care sunt în situația asta mai grea în perioada aceasta, să fie dat dovadă de solidaritate. Îi rog, pentru că se uită foarte mult la noi, să vă contacteze dacă este nevoie, pentru că eu cred că este un moment în care trebuie să arătăm că suntem solidari unii cu alții. Dar vă rog să prezentați dumneavoastră ce s-a întâmplat și cum putem să vă ajutăm. Da. Așa, până sâmbătă am lucrat la o bătrânică în Italia. Da. Așa. Sâmbătă a decedat bătrânica. Fiica bătrânică mi-a zis că mă ține până găsesc omul ori de muncă, ori ca să pot să plec în România. Așa. Da. Asta până luni seara a început să mă amenințe până să mă duc să dorm, că mă dă afară.
Marți dimineața m-am dus la... Am ieșit pe ușa afară, m-am dus la carabinier. A zis că nu se poate rezolva, că nu am contract de muncă. Da. Că lucrez la negru. Da. Așa. A zis că n-au ce face numai dacă cad la înțelegere cu fata bătrânei. Și am zis că nu se poate vorbi cu ea, că e eu i-am zis că nu se poate vorbi, că e nervoasă, ea neapărat trebuie să mă dea afară, că e casa ei, dacă a murit mama ei, e casa ei și nu mă ține pe gratis. Cum am venit. Da. Așa. M-am dus peste tot și la hoteluri și peste tot era închis unde am fost eu. A fost închis că zicea că nu mă primește, că e cu coronavirus și vă dați seama. Doamne Dumnezeule, mă. Așa, m-am dus înapoi de la 12:30, n-am găsit-o pe fata bătrânei, că plecase nu știu unde, a zis că pleacă, mi-a zis a dimineața, i-a zis că până la 12:01 să rezolv ca să plec din casă. Da, ce om, da, vă rog. Eu n-am văzut de, domne, iată-mă, de când sunt ăsta, că am lucrat aproape 5 ani în Italia, dar n-am văzut așa ceva să mă scoată cineva, că zice imediat că mă ține până se rezolvă problema și după aceea dintr-o dată să mă scoată afară. Nu, nici eu, doamnă, este ceva, deci parcă nu mai sunt oameni. E ceva studiător la cer. Așa, am avut tot la 12:30, să vă spun ceva. Eu cât am stat cu bătrâna, 2 săptămâni, că a fost în ultimul stadiu, da. Că era bătrână la 94 de ani, am stat fără apă caldă, fără căldură, fără nimic. Stăteam, domnule, și așa. Măcar știu că aveam un pat unde să dorm și unde să țin bagajele. Nu aveam pretenții să am căldură, să luam mâncare rece. 2 săptămâni am mâncat, că nu m-a lăsat nici cu un ban, nu mi-a dat nici mâncare. Și cât a fost cu bătrâna? Vă dați seama, că eu dacă era să fie bine, eu nu mai făceam apelul ăla, că nu mai știam unde să mă duc. Au fost persoane care mi-a spus că dacă nu fac apelul, dorm noaptea pe stradă. Doamne. Înțelegeți, da, nu? Da. Așa. M-am întors la 12:30, a venit ăsta, am mâncat un crembuști și o banană, că mă dau seama, dacă nu are gaz, nu are căldură, nu are nimic, eu mâncam 2 săptămâni, fără să fac baie, fără să fac nimic, am mâncat mâncare rece. Da. Așa. M-am întors la 12:30, am mâncat, am venit, dar în timpul ăsta a venit și ea nervoasă, cred că mă văzut că am intrat în bloc înăuntru, și a întrebat și m-a întrebat dacă am găsit ceva. Și am zis, a fost peste tot, a fost și la carabinier și nu are ce să-mi facă. Nu pot să plec, pentru că n-am unde să mă duc. M-a trimis după un pod acolo unde la San Piero, după un pod la hotel, ca să mă interesez acolo. M-am dus acolo, acolo recepționerul mi-a zis că, doamne, v-aș fi ajutat, dar hotelul e plin. M-am întors înapoi, i-a spus că nu e loc, a zis că mă duce la un sac de cin, mă lasă la o pădure sau unde mă lasă, numai să scape de mine. Doamne Dumnezeule, mare, așa, în timpul ăsta am sunat o prietenă, adică o prietenă la o prietenă de-a mea la care am ținut locul aici. Și am zis, uite, mă, ce fac, că asta, dacă nu ies din casă până la 1:30, mă duce într-un loc unde să nu știe nimeni de mine. Vă dați seama, Doamne. Eram panicată, tremuram toată. Doamne! Așa, am mers la prietena asta mea, i-a zis că să ne întâlnim, era 2 ceasuri, mi-a zis să ne întâlnim, să vin și ea cu mine ca să-i explice ea la fata bătrânei care i-a murit, ca să mă lasă măcar până găsim un loc. Știți ce a făcut, domnule? Am mers amândouă pe mine, ăsta m-a împins spre ușă să iau bagajele și-a luat și bagajele și-a aruncat și pe doamna asta care a venit cu mine a trântit-o pe scară jos. M-am speriat, am zis că, doamne, eu fi dat jos și se întâmplă ceva pe mine, că eu rămân cu, cum să spun eu, îmi rămâne pe conștiință. Doamne, săracă pe mine, veni să mă ajute și eu și aia împinge pe scară. Vai de mine, este incredibil așa. Așa, am coborât bagajele, mi-a clântit toate bagajele afară pe ușă, am coborât în jos, mi-am zis că să nu ies afară, că era un soare afară, domnule.
Da, vă ce un vânt. Și vă dați seama, eu suntem, mă, mă, că e frig. Păi și... M-am dus. Ce ați făcut, doamnă? Așa. Ce ați făcut? Așa, am coborât scările, am dus până n-am ieșit pe ușa blocului afară. Mi-am zis să lasă unde ușă, că doamne ferește, dacă în caz, dacă nu găsești unde, unde să duc, măcar să duc acolo înăuntru, pe scări, acolo, până să ieși pe ușa blocului. Așa, în timpul ăsta m-a chemat nu știu ce domn de la ce zi ia și nu știu cum, că i-a spus de că, ăsta, că i-am zis că ce se întâmplă, că mi-a spus de domne, sunt cu bagajele jos și n-am ce să ăsta, aștept și eu să mă ajute cineva. În timpul ăsta ea auzind că vorbesc la telefon jos, că stătea la etajonul jos, că stăteau la telefon. A venit, în timpul ăsta vorbea cu domnul ăsta, în timpul ăsta i-a venit ca să scot bagajul și că acolo e proprietate privată, că n-am voie să stau acolo. Nici înăuntru. Deci nici în scara, timpul, nici în scara blocului nu vă, nu vă lăsa. Nici în scara blocului. Zici că e animal. Nu stau. Este... A venit cu o prietenă de-a ei, a început să-mi iau ce bagajele afară, abia când, când le-am aranjat, că le-am aranjat ăsta ca să-mi uită să stea un pic ăsta, că cum le-a aruncat, știi cum se, se aruncă? Cum se aruncă un lucru. Le-am aranjat și am început să fac înregistrarea să mă ajute cineva. Că n-am avut altă cale, altă cale n-am da, avut. Da, 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 și am foarte bine ați făcut, doamnă, pentru că a ajuns pe internet și toată lumea a aflat. Da, da, de, de el, domnule, mă sună o grămadă de lume. Am primit și mesaje cu ce mă critică că sunt o mincinoasă, că e cir sau nu știu cum, doamne, pe căște. Nu-i băgați în seamă, doamnă. Nu-i, nu-i, dar i-am zis că Dumnezeu e sus și vede. Mulțumesc, am primit și un mesaj pe, pe Facebook, îi mulțumesc la toată lumea care s-a gândit la mine, îi mulțumesc. La toată lumea. Uite, un domn acum din Franța îmi trimite bani. Mâine am cursă spre România. Mă duc spre, spre Olanda și de la Olanda spre România. Doamnă, este, da. Este, este un lucru foarte, foarte frumos din partea dânsului și oricum... Da, da, mulțumesc, domnul Alexandru, nu știu cum aș mai teamă, îi mulțumesc din suflet că, că adică mă ajută. Un român. Un român din Franța, da, nu da. Din Franța, din, din, din Franța, ea a zis că am primit, nu știu, a zis că 100 de euro ca să, măcar să, ca să pot să ajung cât de cât acasă. Doamne, dacă nu vă trimite dânsul, vă trimitem noi mâine, ne sunați 100 de euro ca să puteți să ajungeți acasă, pentru că este inuman ce se întâmplă, deci nu se poate. Eu stau și mă întreb de când ați pus filmulețul ăla, de când ați făcut înregistrarea aceea, ce, ce păzește ambasada? V-a sunat cineva de la consulat, de la ambasadă? Nu m-a sunat, domne, nu știu dacă m-a sunat sau nu, că la mine e telefoanele continuu, continuu a sunat. Continuu, continuu. Este un lucru bun, pentru că lumea își arată solidaritatea cu dumneavoastră. Da, da, dar... da, da, da. Și, și, și mulțumesc, mulțumesc pentru asta. Să dea Dumnezeu la toată lumea care m-a sunat, iată, că n-am putut să le răspund, că sunau continuu, continuu, mi le mulțumesc din suflet, că sunt oameni... Așa este. Da, eu, aștept, eu aștept, doamna Magda, de la, de la autoritățile române, de la consulat sau de la ambasadă, să vă contacteze, să dea de dumneavoastră, să vă ajute ei în primul rând, pentru că este treaba statului român și își bat joc de noi. Dar vă asigur că da. Dacă nu, nu, noi o vom face, dacă mâine mai întâmpinați aceeași problemă, vă rog să mă contactați și vă asigur că noi vom face toate demersurile pentru a putea să ajungeți în România. Da, da, da. Mâine am spre Olanda. Am da, înțeles. Da, doamna care stau la ea, nu vrea să menționezi numele. Nu, și mă nu, duce nu. Ea la aeroport. Am înțeles. La Bologna și de acolo mă duc spre Olanda și acolo mai aștept încă 5 ore. Nu contează, e important să ajung acasă. Așa este. Vreau, da, să, da, vreau, vreau să vă rog să-i mulțumiți, chiar dacă nu-i spunem numele, nu-i spuneți numele, vreau să-i mulțumiți în numele tuturor românilor care au văzut această înregistrarea dumneavoastră și cazul acesta oribil, absolut inuman din partea unei femei
ce v-a făcut dumneavoastră, să-i mulțumiți acestei doamne care v-a primit la dumneai în casă și care v-a găzduit. Eu i-am mulțumit mereu, i-am zis că e un înger primit de Dumnezeu ca să mă salveze, că nu știam ce să fac, eram disperată. Vă cred, doamna Magda, vă cred și iată că mai sunt și români sufletiști. Bine, multă sănătate, că aștept un telefon pe zicea domnul da. Că am primit, bine. Da, bine, doamna Magda, bine. Mulțumim foarte mult, o seară bună. Mulțumesc că m-ați ascultat, bine, sigur mulțumesc. Că da, mulțumesc și eu. Dragi români, iată că, știți, de la una la alta te uimești, pur și simplu, cât de... Ce animale ajung oamenii în situații extreme? Femeia aceasta nu vrea să stea de pomană, vrea să muncească, vrea să facă ceva. Și ce să vezi? Sclavii Europei suntem noi, românii. Suntem sclavii Europei. Asta am spus pentru că ăștia au fost liderii pe care am avut. Acum dau din colț în colț și îmi scriu mie pe pagină că nu știu ce, că facem, că dregem. Bă, s-a tânat campania, marș, marș, bă! S-a tărat campania. Pentru ce mai faceți lucrurile astea? Femeia asta pe mine m-a impresionat pentru că femeia aceasta a trecut prin niște lucruri groaznice din cauza unui angajator care nu a lăsat-o să mai stea câteva zile sau nu i-a plătit 100 de euro ca să vină acasă femeia. Înțelegeți? 100 de euro ca să vină acasă în țară, să plece, că întreba cineva aici pe... Eu urmăresc comentariile dumneavoastră atât cât pot, le urmăresc și vă și răspund. Dom'le, nu se poate așa ceva. Întrebați de ce nu vine în țară. Păi uite, v-a spus femeia, pentru că nu avea nici măcar 100 de euro. Nu plătise angajatorul, nu plătise femeia de care avea grijă. A trebuit să aibă compasiune și empatie un român din Franța și îi mulțumesc pentru asta, pentru că eu vreau să arăt că se poate, vreau să arăt că oamenii, românii, nu sunt niște câini, așa cum i-am văzut eu pe Facebook aseară, ca niște animale, să moară acolo, să nu mai vină acasă, firarai dracu. Băi, dar nu puteți voi să vă duceți voi acolo unde înjurați pe românii noștri? Poate că la un moment dat fiecare va avea un moment de greutate, un moment de inflexiune în viață. Așa trebuie să ne purtăm ca animalele? Așa ați ajuns? Hei, uite că femeia aceasta a găsit înțelegere la un român din Franța care o ajută și dacă nu o ajută, o să o ajutăm noi să ajungă în țară. Nu-și dorea femeia să stea nici la cerșit, nici să stea pe străzi, nici să încurce pe nimeni. Pentru că tot auzeam tot felul de tâmpiți că de ce vin acasă. Uite de ce vin acasă. De asta vin, că se întâmplă situații de genul acesta. Nu mai au unde să muncească, în o lună de zile stai degeaba. Sunt oameni, sunt români care au plecat și fără contract de muncă, hai să-i învinovățim, de ce n-au asigurare făcută acasă? Păi n-au, bă, pentru că au plecat de rău ce era. Și nu toți aia de acolo îi primesc cu brațele deschise. Sunt sclavii lor, unii dintre ei, din păcate, sunt sclavii acestor nenorociți, iată cum se comportă cu ei. Bun, îi mulțumesc și familiei care o găzduiește, pentru că acest caz a apărut pe Facebook, a fost mediatizat și chiar îi rog pe toți românii noștri să ne contacteze în situațiile critice pe care le întâlnesc, pentru ca alți români să-i ajute. Asta înseamnă solidaritate, asta înseamnă normalitate. Asta înseamnă ceea ce trebuie să fie un popor. Dar dați-mi voie să mă întorc la coronavirusul, la virusul, la răceala, mă rog. O doamnă ne-a spus că nu este o răceală. Eu vă spun că este o răceală, este o gripă, ca orice altă gripă, doar că în cazul ăsta isteria a bătut orice record. Îi țin pe oamenii în casă, izolează, dar izolează pentru că ei, statele, nu sunt pregătite să ce? Să trateze o răceală. Nu sunt pregătiți să aibă grijă de bătrâni pentru că nu și-au dotat spitalele. România este incapabilă să primească de la migranți până la... S-au trezit acum. Aoleu, vin migranții din Turcia! Bă, ați avut 4 ani la dispoziție. De când știți, mă, de migranții aia? Ați avut posibilitatea să vă pregătiți. Acum aveți o problemă că nu aveți capacitatea de a avea grijă de persoanele care vin din afară, de românii noștri. Bă, fraților, hai să vedem dacă este cazul să ne isterizăm. Pe bune, adică pe cifre... Veți afla adevărul astăzi. Și pe mine nu mă interesează declarațiile bombastice. Oamenii ăștia trăiesc în teroare. Trăiesc în unii dintre ei cu frică, cu teroare. Fără să fie cazul. Fără să aibă motive să fie așa. Și o să vă spun și de ce.
Bogdan, ne afișează-ne aici. Uite, uitați-vă și dumneavoastră astăzi, când stăm de vorbă, în Italia, este, să spuneți, sunt cei mai mulți infectați cu acest virus, cu această răceală. Uite, eu îi spun tot răceală. Că și eu am avut răceală la plămâni și mi-a trecut. Da? Și nu sunt, n-am avut un sistem imunitar atât de extraordinar. Bă, dacă ne isterizăm ca la, ca la rubeolă sau mai știu eu, bă, n-a venit ciuma peste noi. Lăsați-o dracului că e o răceală. Ducem economiile în cap că e răceală, a venit răceala peste români, peste europeni. În halul ăsta am ajuns. Unde sunt bărbații? Unde sunt ăia care erau odată? Bă, am ajuns să plângem ca niște... Mă rog. Fraților, hai să discutăm pe cifre. Hai să vedem care este adevărul. Se închide Bucureștiul, în primul rând? Nu se închide. Deci eu vă pot spune, cel puțin o perioadă nu se va închide cu siguranță. Am luat legătura cu oameni din toate zonele de decizii ale acestei țări și eu vă anunț pe toți bucureștenii că nu se închide București. Da? Peste o săptămână nu știu ce va fi, că lucrurile evoluează, oamenii se schimbă, politicienii sunt ciudați, vor să puncteze electoral, să arate ei cum fac, ei iau măsuri, băi! Mai terați dracului cu abordările astea, că ați înnebunit populația de la 23 de cazuri. Ok, luați-o încet, faceți ce trebuie, dar nu mai isterizați oamenii, nu mai isterizați populația. Nu mai veniți ca niște păuni așa, noi suntem ăia care facem și uitați-vă la noi cât de buni suntem. Haideți să vă prezint niște cifre ca să înțelegeți de ce nu este cazul, de ce eu unul nu iau atât de în serios această prostie care se cheamă pandemia lupește prăjit la nivel mondial. Păi bă, frate, avem în anul... Nu, haideți să ne uităm la asta. Avem în acest moment, pentru că este... această situație pe care o vedeți aici este în timp real. 121.308 persoane care sunt infectate. Deci care au luat răceala asta, au luat gripa. Hai să spunem gripa. Au luat gripa asta. Că eu când am făcut gripă, s-au dus și spre plămâni. De fiecare dată când am răcit, s-au dus și spre plămâni. Păi dacă suntem acum atât de cretini încât să considerăm că stai puțin că e o mare problemă. Nu e mai nicio problemă. O să vă arăt eu, să vă demonstrez cu cifre că nu e nicio problemă. Istericii dracu ce este conducători. Nu mai știți ce să mai faceți ca să intrați în grațiile poporului. Spuneți-le adevărul, dotați spitalele, faceți ce trebuie, dar cu calmă, cu calm. Când distrugeți economia țării, nu numai a noastră, și în alte țări. Dragii mei, 121.308 sunt cei care sunt, să zicem, purtători, care s-au fost infectați. Au murit până acum 4.384. Bă, rețineți cifra asta la nivelul întregului glob pământesc. Deci tot globul, din tot globul, 4.384 au murit. Din 121.000 infestați. Suntem 6 miliarde pe planeta asta. Bă, 6 miliarde, mă! 6 miliarde! Și noi declarăm pandemie pentru că sunt 121.000 infectați și 4.000 de morți? Păi să vă spun eu situația de la Organizația Mondială a Sănătății despre ăia cu gripă. Ia să vedeți dumneavoastră ce s-a întâmplat, câți au murit de gripă, de gripa care nu o recunoaștem, aia de anul trecut sau de acum 2 ani. Uite, am aici. Situația arată așa. Au murit în anul 2016, bă, conducători imbecili. Mai uitați-vă, dracu, la cifre. Deci în 2016 au murit de gripă 600.000. Asta e situația pe Ebola. Păi mă interesează pe gripă, dacă... Uite aici o am. Dragii mei, era și pe Ebola. Am vrut să vă arăt și pe Ebola. Bă, pe Ebola, bă! Adică de-aia de... Cum zici? Ciumă! Adică... cronică! Dragii mei, 650.000, ca să fiu mai exact, au murit de gripă. Uite aici. 650.000 au murit de gripă în 2016, că mai recent nu am situația. Organizația Mondială a Sănătății. 650.000 de oameni.
Bă, de gripă de aia normală, de nu se mai alertează nici dracu, nu se mai închid școli, nu se mai închid spitale, nu se mai închid fabrici, nu se mai bagă în carantină, nu se mai face nimic, nu se mai face nimic. 650.000 de oameni au murit. N-am mai auzit, curățați rafturile, faceți-vă provizii, duceți-vă bă și luați-vă benzină pentru un an, faceți-vă buncăre. 650.000 au murit de... În 2017, îmi cer scuze, nu în 2016, în 2017 au murit de gripă. De gripă, mă. Păi și atunci vă întreb eu pe dumneavoastră. Dacă într-un an de zile, noi suntem acum, sau uite să vă dau alte cifre, uite, la România. Nu vreți să vă dau din România? În România, avem aici, în România au murit anul trecut 45 de persoane, dacă nu mă înșel. Mă uit undeva și vă spun imediat. 4, cred că ți-am trimis eu, Bogdan. 40 și ceva de persoane au murit până în... nu anul ăsta, anul ăsta, nu anul 2020. Ca să citesc dintr-o proastă în viață, din 2020. Deci din proasta aia în viață, citesc acum. Din 2020, adică, avem 45 de morți deja, de gripă. Însemnând ianuarie și februarie. Ați văzut rafturi golite, isterie, blocăm București, închidem Timișoara, e sărați ce din Timișoara aia disperați. Deci zvonurile astea, imbecilitatea asta, cine are Războg de aici? Bă, cine are aici? A, de gripă, așa, bun. Foarte bine, copii, ca să citim de acolo, că nu mai chinui de aici. Deci e gripa. Cazurile de gripă, care? Alea de serios sau de cu corona, draci? De gripă normală, da? Iete gripa. Și unde e aia cu... Câți au murit până acum? Ca să nu... Vă rog eu frumos! Uitați-vă, bă, de gripă normală. Nu, n-are cum să fie 4. Sunt vreo 40 de decese deja. A, tu mi-arăți aici aproape pe un județ sau pe ceva. Ce e asta, București? Bă, uite, 85 aici, 73 aici și mai departe. Eu vreau totalul. Avem totalul pe undeva? La început. Nu, trebuie să fie sus sau jos. 894 de persoane. Bă, 894 infectate cu de gripă. Ia să vedem câți au murit. Ia de sus. Vorbim de două luni. Vorbim de 20-20, ca să citesc din proasta aia în viață. Nu, mă, mai sus, Bogdane. Mai sus de hartă. Acolo unde e articolul. Să citim ce... bun, asta e pe 2019, nu pe 2020, nu? Ia să vedem ce scrie aici. 54 de decese cauzate de gripă, 20 în ultima săptămână și 894 de cazuri de gripă întâlnite, dintre care bla bla bla, bun. Între ce perioadă? În ce perioadă? Așa. Bun. Gripa și infecțiile respiratorii în săptămâna 21-1-2019-27-1-2019. Bun. Păi de anul 2019, dar în 2019 eu știu că au fost 100, cred că 150 de persoane decedate. Ia de mai jos. Sau un titlu. Ia stai puțin. Nu, de mai jos, asta de pe Hot News. Undeva trebuie să fie totalul. Stai așa, să o luăm încet. 224 înregistrate. Am văzut undeva trebuie să fie totalul de persoane decedate. S-au înregistrat la nivel național 3.393 de cazuri de gripă într-o săptămână. Nu mai contează. Undeva pe aici o să vedeți. Sunt vreo 100, deci în 2019 au murit 150 de persoane aproape. În 2020, acum, avem până doar două luni. Vezi dacă e undeva și 2020. Asta e 2019. Avem până acum morți. Că vă place cu morții voi, bă, voi vreți cu morții și cu infectații de virus, de gripă, de o dreacu, că nu e, m-ați omorât cu virusul pește. Deci până în momentul de față, în această țară au murit 50 de persoane de gripă, mă. De gripă de aia normală, gripă aia normală. Deci până la sfârșitul lunii februarie, până la sfârșitul lunii februarie, parcă 26 februarie era situația, sunt 54 de persoane decedate de gripă normală. Bă, ați mai goli rafturile la magazine? Că mă ăla înțeleg că nu mai e.
Ați mai închis fabricile? Ați mai făcut ceva? Că uite, dacă o să vă uitați la câte persoane au fost infectate cu infectate, care au luat gripă și câți au murit de gripă, nici nu există comparație între corona lui Draci, ăsta, coronavirusul COVID-ul, de care s-a speriat mapamondul, da? Și gripa normală. Nu există comparație. Morți și persoane infectate. Și atunci de ce ne isterizăm, mă, frate, în halul ăsta? Poate cineva să-mi explice de ce ne isterizăm? Am și eu această întrebare. Deci dacă în acest moment, la nivel global, noi avem doar 121.000 de persoane care au fost infectate sau, mă rog, au luat gripă, bă, n-au făcut gripă, na. Bun, și doar 4.300 au murit, iar noi, așa, ce mi-a războg de aici? De ce sunt 59? La 11.3, 59 de cazuri. Deci, alo, amețiții care conduce statul român și statele, bă, cretinii care conduce statele lumii, care nu mai știți, sunteți politicieni de aia de 2 lei. Uitați-vă aici, mai punem o dată ăla. Deci la 11 martie, în câte azi? În 11, nu? Așa, 11 martie, am și uitat. Bun, astăzi au murit 59 de persoane. Ce ziceți, bă? Bine, virus gripal tip A1 sub tip H3. Deci de gripă normală, muriră 60 de persoane. În țara asta. Bă, 3 luni. Ce 3 luni? În 2 luni jumate. În cât? În ianuarie, februarie și 11 zile din martie. În 2 luni jumate au murit în România 60 de persoane. Bă, mai văzurăți voi? Hai să dăm la Carrefour, la Lidl. Bă, luați! Nimic. Numai dacă mă duc acum, mă nu mai găsesc nici mămăligă să fac. Bă, nici mămăligă să fac, înțelegeți? Nu. Dar în cazul de corona COVID, cum fac astea? Cum vorbesc la televizor așa? COVID. Au aflat cele că există COVID. Ele nu știu ce e la COVID. Prompteristele, dracu. Mă rog, nu contează. Nu vreau să mă enervez acum. Isteria generată. Dar noi ce facem? Stăm în casă? Ne baricadăm? Da, bă, stați în casă, bă, ca proști. Băgați-vă, dracu, stați în casă. Nu vă duceți la... eliminați școli. Faceți ce vreți voi. Deci au murit 60 de persoane. Până acum. Ce facem cu ăștia după gripă? Eu zic să declarăm stare de necesitate pentru gripă. Dar ceama, nu oameni. Dar ceama, uite, femeia asta a murit la nu știu ce vârstă, că era mai în vârstă, 88 de ani. Păi așa se întâmplă și cu COVID-ul ăla, decât auziți voi mai devreme, tot la aia mai în vârstă. Acum, ce să facem? Să ne oprim economia, să închidem granițele, să închidem orașele, pentru că vrem să dăm bine, că suntem politicienii lui pește prăjit, dar noi nu știm, noi n-am citit în viața noastră o carte, dar noi suntem șmecheri și suntem speriați, nu știm ce să facem, avem o campanie dusă la nivel global, să moară, murim pe capete, bă, care muriți pe capete, bă, uite aici cifrele, 4.000 la nivelul globului. 650.000 la nivelul globului au murit într-un an de gripă normal. Bine, bă, 4.000 în cât? Într-o lună de zile? La nivel global? Bine, mai să mulțim cu 12. Mie îmi dă așa vreo 50.000 de morți. Vreți să facem de-alea calcule, de-alea cinice, cum faceți voi, politicienii? Hai, bă, să facem de-alea. E cam 10% din gripa normală. Deci, practic, totalul de morți la sfârșitul anului. Să mă ierte Dumnezeu, să mă ierte oamenii, că vorbesc așa, dar nu mai știu cum să mai dau cu ăștia. Deci eu nu știu cum să le mai explic, să lase dracu magazinele în pace! Că vrem și noi să trăim și să mâncăm. Ne obligați dracu să mergem să facem provizii și noi. Din cauza unor nătărăi de conducători și unor tântălăi, care îi pisterizează pentru că au interese. Că unii politicieni fac declarații și pentru că sunt mână-mână cu niște șmecheri de, da? De supermarketuri. Ce? O fi vreo unul românesc. Nu sunt toate cumva multinaționale? Carrefour-ul e românesc? Sau Lidl-ul? Sau care dracu mai e? Mă rog. Bă, fraților, dacă avem 650.000 de morți de la gripa aia normală, aia de o ia fiecare dintre noi, și noi până acum avem 5.000, nici 5.000, 4.400 de la corona virusul ăsta, am și eu o întrebare. Unde, bă, isteria? Dacă e gripa aia de mor mai mult de jumate de milion de oameni la nivel global, de ce nu blocați mai aeroporturi? Opriți cursele, opriți românii să intre în țară.
dacă când a murit primul român de coronavirus, bă, dacă n-au murit ăștia 59, unde ați fost, mă, autorităților? De ce n-ați închis orașele, comunele, între ei ăștia? De ce n-ați făcut televiziunile? De ce n-ați făcut, mă, transmisiune live de la mormântări? Că boa asta vă place. De ce n-ai... Ăștia 59 contează mai puțin decât cei care, care sunt infectați dacă nu a murit prima persoană de coronavirus. Eu vă spun că atunci gata, s-a dus. Deci nu mai găsești nici schiera metalică de la Lidl. Deci vă spun, se duce dracu tot. Deci o încep televiziunile. Primul deces de coronavirus. Oameni buni, duceți-vă, faceți-vă provizii, baricadați-vă, găsiți-vă buncăre, săpați, ca pe vremuri, trăiți sub pământ, ca șoarecii. Bă, nu merge așa ceva. Deci vă rog eu, reveniți-vă dracu la normalitate. Nu dumneavoastră, oameni buni, liderii noștri, din preună cu medicii, bă, unde sunt, mă, medicii de familie? Unde sunt, mă, virologii? Unde sunt, mă, ăia care să citească și să vă spună ce vă spun eu? Unde sunt? Unde sunt aia care să caute, să dea un search pe Google, că de-aia sunt, da? Deci ei sunt niște medici, sunt specialiști. Și să spună, bă, oameni buni, dacă într-un an mor 700.000 de oameni la nivel global de gripă, hai bă, să nu isterizăm, duceți-vă viața normal. Faceți următoarele lucruri, spălați-vă pe mânuțe. Că uite, poate cu ocazia asta să spălăm mai mult pe mânuțe. Nu mai suntem și noi ultimii la săpun, nu? Pe Europa. La pastă de dinți, la dracu să ne ia, nu știu, poate deveni și noi mai... Este și un efect pozitiv, nu zic nu. Deși, mă rog, rafturile vanții erau goale la mălai, la săpun sau la detergent, nu mai râde, mă. Deci, e și un efect bun, pozitiv, dar în același timp, hai să fim normal la camă. Lăsați dracu uleiul, mălaiul, lăsați-l acolo. Vă rog eu frumos, carnea, lăsați-o să... Adică, toate lucrurile astea sunt o paranoie totală. Adică, vine unul să mă convingă, suntem disperați. De ce, mă? Suntem disperați. Nu știți ce este la noi în zonă. A venit armata. Bă, a venit armata pentru ce, mă? Bă, uite rubeola, rujeola. Ce mi-ați dat aici, că nu mai știu. Haideți, mă, să vă citesc acolo unde e rată de mortalitate de 50%. Nu s-a mai sterilizat nici dracu. Și aici e rată de mortalitate cam zero în România acum. Vă repet, când va fi primul deces, deci eu nu mai ies din casă. Nu dai de frica ăla care îmi dau un cap. Adică, cred că o să ia sapa, nu știu unde să ajunge. Bă, n-a murit tot pe o persoană. Până acum murit de 60 de gripă, normal. De coronavirus n-a murit unul. Da? Dar vreți să închidem București. Aeroporturi, draci, fabrici, copii acasă, repede. După că dacă stau acasă, sunt protejați, că nu... Auziți, apropo, în locul vostru cine muncește? Ministerele, ce facem? Le închidem și pe alea? Guvernul, pleacă acasă. Ce dracu facem? Cine rămâne să stingă lumina? Eu nu pricep, adică mă depășește. De ce închidem școli, dar nu închidem guvernul, de exemplu? De ce închidem, nu știu, punem restricții la aeroport, dar nu punem restricții la trecut la granița aia cu piciorul? Că acolo nu sunt, acolo treci, că nu poți să te oprească. De ce ați oprit cursele? Ca să nu mai să nu ne infecteze ăștia? Eu vă spun că dacă așa facem și așa lideri avem, mă rog, mai ales foști lideri care să dau ei deștepția, după ce au consumat tot alcoolul din România și din afară, tot whisky-ul, cred că-s beți și acum aia de vorbeam, știți la cine mă refer, că-l văzui pe unul, nu se poate, trebuie să închidem tot. Bă, tu ești treaz când vorbești. Că nu erai treaz când erai președinte. Cum să-ți pui asemenea aberații? Bă, nu muri unul. Unul nu muri, bă. Unul. Sunt 23 în București, câți ori fi. S-a dublat numărul de... Păi se dublează, bă, că așa e și la gripă. Aia crezi că de-aia 60 au murit, care doar 60 au fost infectați? Sunt sute de mii de oameni care se iau gripă anual. Ce vrei, bă, e gripă de când era bunică meu. Cred că autoritățile sunt prea slabe. Trebuie să facă, să dreagă. I-am văzut pe ăștia, pe amețiți ăștia care sunt săraci și se uită așa. Ei oricum n-au mai fost la guvernare de mult și se uită așa, nu știu de unde s-o apuce. Și atunci vin cu soluții de-astea. Acasă, copii. Acasă, acasă. Bine, mergem acasă. Și după aia cine? Cum recupera? Lasă, bă, că vedem noi. Mergeți acasă. Și părinții și voi acasă. Și bun, și voi acasă. Și acasă facem, copii? Mai râde, mă. Nu, serios, adică ne trimiteți acasă ca să ce?
Să ce, mă? Să stăm în camerele alea, ce dacă să facem acasă? Cine mai produce pentru economia românească, care și așa e prăpăt? Unde mai e cu rubeul ăla? Nu, no, că m-a enervat rău, deci nu se poate așa. Las-o dreaptă de treabă, muriră 60, uite, 59. Să nu cobesc, să mai moară unul, că după aia zic ăștia. Deci au murit 59, da? Ba, vor cine de ăștia? S-au murit 59 de români. Românași de-aia nu știu, deci de acasă. Pe teritoriul României, au murit de gripă. În două luni jumate. N-am văzut isterie, n-am văzut decât consum de usturoi. Atât. Deci la usturoi, cred că s-a vândut ceva mai bine. Dar n-am văzut rafturi goale, n-am văzut de-astea, vin cu microbuzele să-și ia produse, adică nu există așa ceva. De-aia vă spun, bă, calmați-vă dracu' odată. Și în Italia. În Italia este prăpăd. Care prăpăd, mă? Că au murit 600 de boala aia, de gripa asta? Uite, n-am în Italia. Ia caută-mă, Bogdane. Ia caută tu, dacă găsești în Italia, câți au murit de gripă. La România muriră 60, uite, până acum muriră 59, iară cobesc. Muriră 59 de gripă normală. Vreau și eu să văd în Italia câți au murit de gripă normală. Ca să nu mai îmi zică de coronavirus, noi trebuie, stați acasă, omorâți-vă între voi, neamurile, nu mai veniți pe acasă, nu vă mai vizitați, bă, de Crăciun, de Revelion, de alea, de, cum se cheamă, de Paște. Bă, da, oamenii ăștia n-au și ei dreptul la familie, la alea, adică dacă, eu am înțeles că vreți să, nu știu ce vreți să faceți, că 120, 130 de mii nu e pandemie. Bă, debililor, nu e pandemie. Deci eu nu sunt medic, dar vreau și eu să citesc din, adică mai după cifre. Deci dacă Organizația Mondială a Sănătății spune că în anual și în anul ăsta, în 2017, au murit, așa, ia, ce zice OMS-ul? Deci numai în Europa, nu? În Europa, anual mor 60.000 de persoane din cauza gripei sezoniere. Bă, 60.000, numai în Europa. La nivel global, 650.000. Europa, avem vreo 450 de milioane de locuitori din 6 miliarde. Adică, proporțional, așa cam dă matematica, nu? Adică, cam dă. Deci, în Europa, 60.000. Anual. Hai să ne cât o fi în Italia. Poate găsim și în Italia. Să-i liniștim dracu pe aia din Italia, nu pe români. Să-i liniștim dracu pe liderii italieni, că au luat o razna cu toții. Dom'le, nu mai, stați în casă, n-ați văzut ce spunea femeia. Spunea femeia, domne, nu mai stăm în casă, că ne-au pus militarii la ușă. Păi dacă ați nebunit cu toții, da, așa o să facem. Liderii noștri politici o să spună, domne, trebuie să ne ferim, nu care cumva. Păi ce vreți, mă, oameni buni? Este o boală, ce vreți să faceți? Este o boală ca oricare alta. Nu, în Italia sunt mai mulți, sunt 600 de morți. Îmi scrie Maria aici. 190, uite, astăzi. Că, bun. Ce încerc să vă spun este următorul lucru. Nu spun să nu ținem cont. Nu spun să fim inconștienți. Nu spun să nu avem grijă, să ne spălăm pe mâini. Aia nu era ideea. Adică, v-am zis, dacă e ceva benefic, e că a crescut vânzarea la săpun. Nu mult, dar nu foarte mult, dar a crescut. La săpun, la de-astea, știi? La igienă personală. Că suntem drag pe ultimul loc în Europa. În lume, cred. Nu, în lume nu chiar, că mai și Africa avea, mă rog. Dar în Europa, cu siguranță, suntem pe ultimul loc la partea de consum pentru igiena personală. Dar întrebarea mea este, pentru ce vă isterizați, mă? Liderilor națiunilor dezvoltate. Am și o întrebare asta la voi. Deci noi aici, în acest moment, avem 4.000 de morți. Nu găsiți? N-ați găsit, nu? Băi, eu cred că în Italia, dar o să caut, uite, asta nu mi-a trecut până cap înainte. O să îmi treacă de acum încolo până cap. O să caut să vă spun câți au murit de gripă. Băi, o să vă dau câți au murit de gripă până acum. Ia uite-l și pe ăsta. De asta să vă trimit o poză să puneți. Mi-a trimis un prieten. No, am nebunii, bă. Deci când e psihoză de masă, e psihoză de masă. N-ai ce să le faci. Că eu cred că pot să vorbesc aici până mâine. Că ei tot își pun... Uite-te și tu cum merge ăsta pe stradă. Bănuiesc că nu e la mișto. E din Arad ăsta. Ți-am trimis poza, Bogdan. Telefonul e acolo. Trimite-mi mie. Ah, vinu și azi telefonul, da.
știți să vedeți cum merge unul din ara pe stradă. Deci ce face isteria, ce fac televiziune din oameni. Unde ajung ăștia? Prompteristele, care sunt foarte deștepte și ele sunt de o inteligență rară în creierul lor. Mai trece, alu, am înțeles. Mare, publicitatea vine de la multinaționale. Publicitatea vine de la aia care vând pe supermarket. De la, diverse până la diverse, ca să nu mă exprim neelegant. Așa. Ei, așa merge ăla pe stradă. Ia uitați-vă în Arad. Ca să nu ia vii, să nu contracteze coronavirusul. Bă, dacă nu știu, erau sute de mii de morți la nivel global, dacă ajungeau să depășească gripa aia, uite, 650 de mii. Înțelegeam. Da, așa? Uite, poate e vreun, dragi telespectatori care vă uitați, ia căutați dumneavoastră câți au murit, frate, în Italia. Uite, noi avem statistica în România, 59. În două luni jumate au murit de gripă normală. De coronavirus aia era, se isterizară toți. Dar n-a murit unul și e foarte bine. Când a murit primul de coronavirus, Doamne ferește, ce faci? Ia uitați-l pe ăsta. Uitați-vă și voi la aia. Ce și-a pus, mă, în cap? Ce aia? Că nici nu, e doar bidon de ăla de apă de 5 litri, nu? Pe jumate tăia, nu? Deci pe bune acum. Ia, focalizează-ți și o să vadă oamenii câți nebuni avem în lumea asta. Uitați-vă și voi la aia. Ce face isteria din oameni? Ce face nebunia? Ce fac cu... Uitați-vă la el. Băi, Eleonora, tu cu cine vorbești, mă? Eleonora, tu cu cine vorbești, mă? Vedeți, mă, să nu-ți intru în cadru. Poate până îl freacă Duda de Alexandra. Bă, dar nu vezi tu de treaba ta, că eu fac ce trebuie cu Alexandra. Nu trebuie să vă mai spun vouă ca să... Da? Deci vouă, interlopilor, nu vă mai spun ce fac. Deci uitați-vă la asta. Uitați-vă și voi la el. Lasă-mă cadrul, focalizează calmea, lasă-l acolo. Deci lasă-l acolo, vreau să vadă partea asta cu bidonul în cap. Ca să vadă lumea cât de nebune am ajuns, ce dracu, adică pe bune acum. Ai focalizat? Bun. Deci asta, aici ajungem. Lasă așa. E, dacă aici ajungem, eu vă spun că, nu știu, adică ce mai rămâne? Când vor fi primele victime, uite, când vom ajunge la 60 de morți ca la gripă, va fi, nu știu, ieșiți cu topoarele, toată lumea iese cu topoarele pe stradă, ne luăm gâtul unii la alții, ce facem? Bun. Haideți să vă mai spun niște cifre. Pentru că tot îi văd pe unii deștepți care spun ei, bă, luați-vă măști! Mască pentru ce să vă luați, bă, masca aia? N-am filmulețul acela, că vi-l puneam, cu ministrul sănătății din Singapore, care spune, nu este nevoie de mască, pentru că nu se transmite în aer, se transmite prin contact. Așa că, eventual, nu vă mai pupați, nu vă mai sărutați, nu vă mai dați mâna. De-astea, eventual. Dar masca aia, pentru ce dracu o țineți? Ca să nu stropiți, eventual, nu știu. Sau aveți de-astea cu flegme, sau ce? Care e problema? Adică, eu nu înțeleg, mă depășește, uite, nu, caută-mă asta cu Singapore. Știu că, sigur că, ministrul sănătății din Singapore. Și îl punem acum, să vadă oamenii. Deci, ăla din Singapore spune... Totuși, ăla e specialist. La noi, toți ăștia care sunt miniștri, sunt niște penibili. Dacă nu-l ai, să-l dau eu, că l-am pe WhatsApp. Zice omul, se transmite așa, prin salivă, prin nu știu ce. Și spune, ăia care poartă mască sunt niște cretini. Cam așa spune el. Dar trebuie să se vândă măștile. Trebuie să se vândă aia, trebuie să se vândă aia, trebuie să se vândă de toate. Dacă n-avem mască, uite cum era ăla. Așa, uite, ia. Gan, cum l-o chema pe ăsta? Bine că îl cheamă Gram, ca pe ăla de la Câmpul Lung. Gan Kim Yong, ministrul sănătății din Singapore, a vorbit despre coronavirus într-un video de doar 5 minute, dar care cuprinde poate cea mai simplă... Închidem ăsta. Așa, care cuprinde poate cea mai simplă explicație ce înseamnă ceea ce înseamnă acest virus și cum să ne protejăm împotriva lui. Uite ce zice nenea asta aici. N-ai și video?
că e mai jos și video cu el. Dar hai să punem întâi să le citim, că după aia... Ba nu, de ce? Pune că are tare, cred că are traducere, oamenii văd. Dar trebuie să focalizați voi. Uite ce spune un ministru din Singapore, nu de la noi, că ăștia, dacă, dacă pe ai noștri îi ascultă vreunul. N-am, deci ei sunt niște habarnici de când s-au născut, habarnici, habarnici mor. Se vede ce zice nenea ăsta? Focalizăm și noi puțin? Ia, dau asta la o parte. Dacă nu, citim noi. La fel și alte variante mai ușoare cauzatoare de gripă banală. Cunoștințele medicale acceptate la acest moment, zice el, ne arată că acest coronavirus este mai transmisibil, dar este mai puțin mortal decât SARS-ul. Dovezile ne sugerează că rata de transmitere om la om este mai mare decât la SARS. Mă rog, SARS. Momentan, dovezile ne arată că transmiterea este preponderent prin strop de salivă. Deci, cum vă explicați? Asta înseamnă că virusul este purtat prin saliva unui om infectat pe distanțe scurte. Adică dacă vă sărutați, pupați, faceți niște chestii. În cazuri cum ar fi strănutul sau tusea, uite, ăsta găsi alta. Dacă acești stropi intră în contact cu ochii, nasul și gura, direct sau indirect prin mâinile care au intrat în contact cu picăturile de salivă, persoana poate fi infectată. Vreau să clarific că nu există dovezi care să ne arate că virusul se transmite pe calea aerului. Adică lăsați dracu moștile. Sunt alți viruși, precum pojarul, care poate fi transmis cu ușurință pe calea aerului. Deci pojarul. Ăsta nu se transmite. Și nu este necesar contactul cu saliva, ochii sau nasul. Deci pojarul se ia fără să mai trebuiască. Bun. Acest coronavirus nu face parte din această categorie. De asemenea, acesta poate fi transmis și prin contact cu suprafețele infectate. Corect. Permiteți-mi să explic. Când o persoană strănută, mă rog, picăturile ajung pe suprafețe, precum mesele sau scaunele. Iar virusul poate rămâne activ timp de câteva zile. Ca la proști așa. Când o persoană atinge aceste suprafețe, poate să se infecteze prin intermediul mâinilor nespălate pe care le duce la gură sau la ochi. Spălați-vă pe mâini, că asta este la ordinea zilei, nu trebuie să vă spună. Astfel devine infectat. Trebuie să ne spălăm pe mâini. Perfect, eu sunt de acord cu asta. De aceea doar ducem în carantină pe cei ce au avut, ok. Pentru cei care au fost în tranzit prin mall-uri sau hoteluri, riscul este minor. Bă, prin hoteluri sau mall-uri, mergeți dracu în mall-uri. Pentru coronavirus, în general, persoana care poate transmite este cea cu simptome accentuate, deci nu în prima fază. Și acesta este cazul la noul coronavirus. Și avem dovezi limitate că transmiterea se poate face de la o persoană fără simptome în perioada de incubare. Deci nu se transmite în perioada de incubare. Oricum, această formă de transmitere are șanse mici și este prezentă doar în cazuri izolate. În acest moment, dovezile ne arată că, la ăștia dovezile, la noi vorbele, rata de transmitere este mai mare când sunt prezente simptome. Deci când încep să... Da. Așadar, profesioniști din afară și din Singapore sugerează că cea mai bună metodă de protejare este printr-o igienă corespunzătoare. Bă, nu, lăsați dracu mălaiul. Prin spălarea mâinilor des cu apă și săpun și prin evitarea contactului feței cu mâna. Acestea pot părea metode simple, însă sunt greu de făcut pentru că ne atingem des fața. Păi, da, omul are dreptate. Chiar și eu, ca ministru, când aveam ședințele de guvern, îmi atingeam fața. Ăsta mai vrea să mă și glumească, săracul, că n-a. Până când ministrul, cum l-o chema pe ăla, m-a lovit cu cotul și m-a avertizat, spunându-mi să mă opresc din a-mi atinge fața. Este simplu, dar dificil în același timp. Aia cu spălatul pe mâine. Așa, astfel, avem o metodă foarte eficientă de prevenire a oricărui tip de infecție. Posibila infectare de la persoane asimptomatice este foarte scăzută, chiar și prin strănuți sau tuse, pentru că nu prezintă simptome. Adică aia care nu au simptome nu infectează, bă, nu trebuie să stați în casă 14 zile ca tâmpiții. Este mai probabil prin contactul cu suprafețe infectate, caz în care masca nu e de folos. Deci masca nu este de folos. Dacă purtăm o mască când suntem sănătoși, ne oferă o stare falsă de siguranță și suntem mult mai dispuși să ne atingem fața pentru că ne aranjăm des masca. Așa, dreptate, așa e, da? Aceasta fiind o metodă propice de infectare. În același timp, trebuie să ne protejăm apropiații, colegii și persoanele iubite. Dar nu ne mai pupăm, am înțeles ideea. Dacă suntem bolnavi, trebuie să ne odihnim acasă,
Ori dacă trebuie să vizităm doctor, să purtăm o mască pentru a-i proteja pe ceilalți. Păi nu sărbă, că nu e bine nevoie de mască. A, dacă deja ai virusul, am înțeles. În acest caz e nevoie de mască, când suntem bolnavi și când trebuie să ieșim din casă. Bă, ministrul sănătății din Singapore cu experții internaționali. Cât de simplu, cât de banal poate fi povestea asta? Spuneți-mi și mie. Uite, ministrul sănătății din Singapore. A explicat băiatul relaxat, inteligent, cu dovezi, ce trebuie făcut. Și spusă ministrul sănătății din Singapore. Explică omul. Mască, purtați degeaba, bă. Ați dat iama în toate... Ce vrei, mă, să ne pui aici? Ne pui muzică? Ce facem aici? Ha? A, așa, pune-i mie. Lasă, nu, pune, nu, lasă pe ăsta nostru. Uite, mască. Deci n-am mai găsit mască la... Băi, asta e țară de nebuni. Deci n-am mai găsit, mască la farmacie și și-a pus mască. Uite, și-a tăiat bidonul de apă de 5 litri. Ministrul din Singapore spune așa, nu e nevoie de mască atunci când nu ești, când nu ai simptome. Nu transmiți atunci când nu ai simptome. Dacă nu scurge nasul, dacă n-ai febră, dacă nu... Deci în perioada de incubație, aia asimptomatică înseamnă fără simptome, că de-aia este A. A în față este, înseamnă nu. A înlocuiește pe nu. Da? A. A politic, adică nepolitic. Mă rog. Deci cetățeanul ăsta ne explică cât putu el de clar că nu este nevoie de mască când nu ai simptomele deja, da? Nu există să scurgă nasul, să ai temperatură, să, mă rog, să, da? Ca la orice gripă, ce să mai. Deci nu e nevoie de mască. E nevoie de mască când ești deja cu simptome. Cum spuse omul, mai mult te minți singur. Dacă vrei să te minți singur, îți pui masca și ești pe stradă și zici, mamă, ce bine sunt. Iete că nu e cazul. Mai ales că masca o porți de prost. Deci masca o porți de prost. Pentru că nu se transmite prin aer. Ministrul Sănătății din Singapore, tocmai ce ne spuse, că nu se transmite prin aer. Se transmite prin contact. Adică, uite, el nu s-a depupat. El s-a de tuse și de ce mai sunt Bogdane. Strănut. Da, voi sunteți cu mine aici, da? Bine. Deci... prin strănut, tuse, orice expectorare. Da? Așa se transmite. Prin atingerea suprafețelor unde deja au ajuns acele secreții și unde nu s-a curățat. Bă, n-are nicio treabă cu aerul. Deci de ce nu se mai găsesc măști până farmacii, mă? De ce nu se mai găsesc măști, în Europa? De ce nu se mai... Pentru că au nebunii, mă. Pentru că lumea nu mai... Deci, politicienii, specialiștii n-au minte să vină să le explice la oameni ce v-am spus eu. Iată, 700.000 de oameni care au murit de gripă. Ăștia muriră... Aici au murit 5.000. La nivel global. Pandemie, să ne agităm, să omorâm virusul, că ne omoară virusul dacă nu... Da? Iama, rați, cumpărați tot, faceți vânzare la supermarketurile care sunt... multinaționale, lanțurile astea, luați toată făina. Ia uite și pe asta. Deci fiți atenți aici, de ce nu pot să cred? Asta de unde e Bogdan? Din ce țară sunt ăștia? Ia uitați-vă la ăștia. Bă, zici că ăștia sunt aia de s-au dus, de au plecat să... sunt filmele alea, cum zice, mă, serialul ăla nu contează. Deci zici că sunt din filmele cu zombi. Adică deja avem un virus din ăsta care a omorât jumate din planetă și ăștia stai care a mai rămas să salveze planeta. Știți? Ca la în filmele horror, mă, asta vreau. În filmele horror de groază alea, a? În care apare unul și salvează planeta. Ăștia să ia. Ia uite-l. Ăsta e unul. Cred că ăsta e Bruce Willis, ăsta e ăla. Deci, cum treacu să umbi așa, mă, când ăla spuse mai devreme? Ministrul Sănătății, să, bă, masca aia, dă-o dracu jos, că nu vrei ce faci cu ea, că nu-l iei până aer. Ia uite, au și costume, combinezoane puse pe ei, adică oamenii sunt dotați, bă. Să nu care cumva să atingă virusul de haina lor, ați înțeles? Să nu vină cumva până aer, așa. Mai ai ceva să ne arăți?
Bun. Dragi români, eu nu spun să nu luăm în serios, ba eu spun să luăm... A, da, rafturile goale. Ia uitați ce e în Spania. Deci astea sunt din Spania. Eu așa am înțeles, nu? Sau de unde sunt? Nici nu contează de unde sunt, de fapt. Toată lumea e goală. Deci ia uitați-vă și voi. Bă, unde ai? Bă, lăsați, bă, uleiul, bă, lăsați, drag, cu apa! Ai, nu știi care? A, asta e coada de la farmacie să cumpere măștile de care n-au nevoie? Mamă, frate, deci m-au puțin și... Dar ce dracu rău da farmacie aia? Ia uite. Deci aici unde e carnea, la revedere. Auzi, dar un raf din ăsta, este, ia dă puțin apoi, un raf din ăsta unde este să pun, unde e de asta, nu ai noi? Nu ai, nu. Ia uite aici. Pâine, deci sufletul nu mai e nimic. Bă, nu mai e nimic. N-a murit unul. Bă, dacă nu a murit unul, deci eu cred că dispar și astea de pe aici, înțelegeți? Deci se duc, alo, liderii națiunii române, fiți și voi responsabili și explicați-le oamenilor ce v-am spus eu. Uite, 700 de oameni, mii de oameni au murit de gripă normală. Da? De gripă normală. Trăiți-vă viața normal. Spălați-vă pe mânuțe. Luați de la dezinfectant dacă nu puteți să pun. Mai mă, imagine. Dar mai dă imaginea asta că deci nu mi-a mai dat pe ăsta cu prezervativul în cap că l-o mor. Deci dacă mai vă pe ăsta cu prezervativul în cap, o iau razna. Deci nu se poate așa ceva. Nu mă, imaginele cu rafturile. Mă băgaș în geopolitică acum, n-am chef de geopolitică, lasă că vorbim destul despre geopolitică. Așa, dă-i să vedem mai departe. Nici aici. Văzusem eu undeva unde erau cu săpun cu tot. Nu aici. Aici e prăpăd. Bun, nici aici. Trupa așa. Ce s-a stă de aici? Lasă-o și pe asta. Bun, nu mai contează. Deci ideea e că la săpun săpunul este peste tot. Nu e nicio problemă. Dar cred că a mai crescut producția așa. Adică cred că oamenii măcar acum ceva grijă. Iar să-și pus cu prezervativul în cap. Deci nu mai pot. Deci te rog eu frumos. Ia-l de acolo de pe ecran că nebunesc. Deci mai pot cu românii, cu unii. Mă rog, așa, uitați-vă și dumneavoastră cum arată raftul jos și cum arată sus. Bă, bănesc că aici e pastă de dinți ceva, ce e aici? Irina, ajută-mă și pe mine că ești acolo, deci Bogdan nu o înțelege, dar tu sigur înțelegi. Ce sunt rafturile alea, ce e pe rafturile de sus? Vreau și eu să înțeleg de ce e gol aici și aici e plin. Bă, voi nu vorbesc cu mine? A, dai zoom, ok. Bun, ideea este așa. Eu nu spun să nu tratăm cu seriozitate. Tratăm cu seriozitate. Dar când vă luați o informație, rugămintea mea e să nu vă mai luați la televizor. Și de la presa tabloidă care trebuie să se vândă și care și ia publicitate de la jigodile de la multinaționale și de la cei care trebuie să vândă produse. Hai, lasă, nu mai contează. Ce? Condimente. Condimente? Deci au nevoie doar de carne, condimente de lei. Nu, am înțeles. Bun. Deci nu mai contează. Dar lasă pe acolo prezervativul, de fapt. Lasă. Lasă să vadă poporul. Deci pune pe acolo prezervativul în cap. Așa. Uite, pune, lasă pe asta. Aici duce nebunia, isteria, nebunia, tâmpenia. Primăria municipiului Arad scrie acolo. Mă rog, scrie pe un... ce e ăla? Microbus, ce-o fi ăla. Dragii mei, eu n-am spus să nu aveți grijă, să nu avem grijă. Eu am spus să fim precauți. De aceea, rugămintea mea la dumneavoastră, dincolo de orice, este să tratăm cu maximă seriozitate, dar cu maximă seriozitate, toate aceste lucruri, toate aceste gripe, răceli, boli, viruși care apar. Eu nu iau în derâdere acest lucru. Dimpotrivă, cred că protejarea persoanelor în vârstă, de exemplu. Persoanele în vârstă care sunt expuse de facto la orice. Că doar dacă vă uitați la persoanele care figurează între aia 59 de decedați de gripă până acum, 59 de decedați de gripă normală, sunt majoritatea persoane în vârstă. Eu nu zic să nu îi protejăm pe ei, eu nu zic să nu protejăm persoanele care sunt vulnerabile. Dar cei care sunteți
în putere, cei care sunteți normali, bă, fraților, vedeți-vă de viață normal. Dacă ăla, ministrul din Singapore, ne-a spus o treabă, hai să o respectăm ce spune el. Eu nu mă iau după prostovanii din România. Nu mă iau. Omul a spus așa, bă, purtați mască degeaba. Dacă simțiți că sunteți bolnavi, dacă simțiți că începeți să aveți secreții, dacă începeți să aveți probleme serioase, de alea de gripă normală, da? Atunci purtați-o, ca să nu infectați pe alții. Nu se transmite dacă persoana respectivă încă nu are simptome. Așa spuse omul, ascultarăm cu toții acolo, da? Să nu ne atingem fața, ei, asta e mai greu. Să nu ne pupăm, asta e mai greu. Să nu strănutăm. Bun, toate astea sunt niște lucruri firești. Nu doar pentru situația aia, pentru situația la modul general. Să ne protejăm. Dar duceți-vă, bă, la muncă. Munciți. Duceți-vă în mall-uri. Uite, spuse omul, pentru aia din mall-uri și din hoteluri, ei nu-i bagă în carantină. Pentru că acolo spațiile sunt mari. Trebuie să fie o apropiere. Deci ce spuse? Hai, nu mai pun acum filmul iar. Omul spuse așa. De fapt, puteți să... Nu, scoate-l pe ăsta cu prezervativ. Pune doar alea, liniuțele pe care le-a spus ministrul sănătății din Singapore. Omul ăla zice așa. Dom'le, măștile le purtați ca să fie efectul placebo. Să vă simțiți voi bine, să credeți că sunteți în siguranță. Și că nu aveți nimic. Nu e deloc așa. Și omul spune, uite, de exemplu, rujeola se transmite prin aer. Nu se transmite prin aer corona. Da? Deci corona nu se transmite prin aer. Ca să ajungeți să o luați, trebuie să intrați în contact cu acele secreții. Bun. Eu vă rog să faceți exact ce spune dânsul. Dar de aici până la demența de a bloca oamenii acasă 2 săptămâni pentru că vin dintr-o țară și nu știm dacă... Bă, omul a spus cât de cât se poate declar. Nu se transmite cât timp nu ai simptome. Când începi să ai simptome, dacă ești normal la cap și nu trebuie să te oblige statul, te bagi singur în carantină. Asta pentru binele tău și al familiei tale. Că vrei să te faci bine. Nu ieși pe stradă dacă ai gripă, decât dacă nu ești sănătos la cap. Bun. V-am demonstrat cu cifre, cu declarații, cu ce vreți dumneavoastră, exact cum stau lucrurile. Deci, în acest moment, eu n-am niciun motiv să mă comport ca un isteric, să mă duc să văd ce mai e pe magazine, ca să văd și eu ce mai e ronță, eventual iau niște de astea, mâncare de câini. Cred că asta m-a rămas. Eventual luăm niște mâncare de câini, luăm la saci de aia de 20 de kilograme, da? Și mâncăm mâncare de câini, de pisici, deci eu găsi pe acolo, că tot avem, eu am câini și pisici, deci... Da. Trebuie să, eu am de gând să mă compor normal. Adică să am o viață normală. Dar să am mai multă grijă la mama, la copii, la, da? Persoane însărcinate, la, da, nu știu, cei care sunt mai vulnerabili. Oamenii ăștia trebuie protejați mai mult. Dar acum să dăm bir cu fugiții, să nu mai muncim, să nu mai mâncăm, să nu mai bem, să nu mai... Bă, am înnebunit cu toții, să nu mai ieșim în oraș, să nu mai facem lucruri pe care le facem în mod normal, trebuie să fim debili. Deci debil cu totul. Tocmai vă dădui cifre oficiale de la gripa normală la coronavirus. De gripă normală 700.000, de coronavirus o dată 5.000. O să-mi spuneți, da, este abia începutul. Bine, mă, e abia începutul. La 26 de grade Celsius înțeleg că se duce dracu. Nu mai poate să mai trăiască ăsta. Câte luni mai sunt până când o să fie 26 de grade? Până în iulie, de exemplu. Mai sunt 3 luni. Irina, câte luni mai sunt? Mai sunt 4 luni, uite, până când o să fie 26 de grade afară, poate chiar mai puțin. Ei, astăzi, în iunie, exact, cum zice Bogdan, în iunie. Bă, mai sunt 4 luni, că după aia ei ne-au spus că gata, nu mai moare, moare virusul. Moare virusul. Dar până moare virusul în alea 4 luni, trebuie să consumăm tot. Distrugem economiile și consumăm tot. Moare economia, moare tot, moare turismul, moare tot. Nu mor oamenii. Că dacă stau bine să mă gândesc, din ce văd eu aici, să-mi spui tu mie că ai 121.000 de contagioși, de persoane infectate și 5.000 de decese și pentru asta facem isterie globală când în mod normal, iată, de gripă normală ai 60 de morți în 2 luni și probabil infectați mulți, foarte mulți de gripă normală, eu unul te cam trimit la plimbare. Adică n-am cum să cred povestea asta. Mai sunt 5 luni, 4 luni jumate până când nu mai este cazul, să mai 4 luni de zile până când nu mai este cazul să ne mai gândim la acest virus. În astea 4 luni, câți mă să moară?
să fie infectați, ca să închizi tu București, să anunți aiureli, să trimiți copiii acasă, să să fabricile vitoase, să închidă dracu fabricile, să nu mai produce nimic. Hotelurile nu mai au evenimentele, ci că adunări cu peste 100 de oameni, nu mai avem ce. Bă, dar de ce, mă? A? În spații închise mai mult de 100 de oameni. Uite că biserica a zis, hai marș. Așa a zis biserica. Hai, bă, marș 10. Bine, în cuvinte mai evalavioase, așa. Cu mai multă, da. A zis, hai, bă, pleacă de aici, că noi suntem cu Dumnezeu, nu cu coronavirusul tău. Eu mă gândesc că dacă a luat decizia asta, au niște date, ceva mai mult decât au oamenii noștri de știință de la ministere, care nu se ridică nici la nivelul genunchiului broaștilor ăla din Singapore, da? Și atunci, din punctul meu de vedere, eu cred că dumneavoastră ar trebui să vedeți viața normală, dragi români. Asta este ultimul sfat pe care vi-l dau. Dumneavoastră, copii, dumneavoastră, asta nu înseamnă să nu avem grijă sporită. Pentru că este și sezonul de așa natură, adică când este sezon de gripă, nu trebuie să avem grijă mai mult. Acum că ne roagă ăștia să ne spălăm pe mâini, a fi culmea să ne deranjeze. Eu știu că e o tragedie pentru unii din România, că de-aia suntem pe ultimul loc la igienă, nu? Adică pasta de dinți și cu săpunul și cu... E o problemă în România. Repet, toți au dat iama la Mălai și Ciolan. Deci, să aibă ce mâncat, ce așa. Deci, asta e altă discuție, dar eu nu cred că e o tragedie că trebuie să ne spălăm pe mânuțe și să ne mai atingem fața. Dacă facem lucrurile astea și le facem corespunzător, nu o să ne mai nici infectăm. Dar acum să stăm în casă, să nu mai dormim noaptea de griji, să ne luăm cu mâinile de cap, să ne-am înnebunit cu toți, să ne luăm concediu eventual de la serviciu, să nu mai călătorim în lume, să nu mai plecăm în nicăieri, că uleu, vine coronavirusul. Bă, dar dacă vă duceți, bă, fraților în Africa, bă, și luați de acolo vreo boală de aia nasoală, ce facem atunci? A? Dar spre Africa ați oprit zborurile? Eu din câte știu, nu? Luați, uite, nu știu, veniți cu vreo nenorocire de acolo. Ați oprit spre Italia. Bă, eu atâta prostie n-am văzut la liderii Europei de când m-a făcut mama. Deci sunt, mama m-a făcut acum 38 de ani fix, aproape. Aproape 39 de ani, de fapt, că în martie fac 39. Deci m-a făcut mama acum 39 de ani, aproape. N-am văzut atâta prostie. Deci nu există așa ceva, nu se poate așa ceva. Că au murit, că nu aveau aparte să ventileze. Păi unde au murit, mă? Că uite, eu v-am arătat, 59 de oameni care au murit în România, în două luni, jumate. În Italia, o să vă arăt mâine, că n-am acum statistica, dar mâine vă arăt câți au murit în Italia de gripă, normal, na. Ăia tot pentru că nu aveau ventilație. Este un proces al, nu știu, nu e firesc, că oamenii trebuie să moară, trebuie să trăiască, dar asta se datorează slabei pregătiri, slabei dotări a spitalelor, a sistemului de sănătate, nu se datorează, bă, coronavirusului. Bun. Bogdane, ultima poză, te rog frumos, pe această seară. Auzi, mă, filigram. Filimiligram. Filimiligram? De ce ai fost un mincinos cu mine, a? De ce ești tu ticălos? A? De ce ai fost tu ticălos, mă, cu mine? Pentru că tu m-ai prostit pe mine, că vrei să spui punctul de vedere. Tu nu cunoști clanurile și interlopii din Câmpul Lung, da? Tu ești un om, sclavul Câmpul Lungului. Tu ești un amărât care nu prea știe pe ce lume trăiește. Tu n-ai nicio vină, tu nu cunoști, apelează la tine doar pentru că vor să-ți facă rău. Bă, după ce am văzut poza asta, abia aștept să vii la protest. Că o rezolvară și cu protestele ăștia din România. Adică dacă, unde, ce protest să faci dacă au dat că nu se mai dau aprobări pentru mai mult de 100 de persoane. Și noi ultima dată a fost 500. Ha? Dar protest noi oricum facem sâmbăta cealaltă. Că ne adunăm mai puțin de 100. O să fim 99. Să vină să ne numere. Să ne numere pe noi, nu altceva. Să vină să ne numere. Ăia de la... De unde vor ei? De la miliție, de acolo, de la Câmpul Lung. Ia uitați-vă la poza asta. Ia mai mărește mai mult, că nu se vede. Ce face Irina? Eu zic să dai mai aproape, tu dai mai departe. E cu direi sau de ce... Da?
Ia să uitați-vă la poza asta. Ia uitați-i pe ăștia. Ăștia sunt interlopi. Ia uite. Interlopii din câmpul lung. Ia uite-l pe ăla. Zici că este luat din, cum îl cheamă ăla? Ciprian. Au și nume. Deci cine mi-a dat poza, mi-a dat-o cu cap, așa făcută. Băi, milițienii și interlopii din câmpul lung. Să fiți voi, ai dracu, dacă nu am totul despre voi. Deci tot facem serial. Serial. Acum a apărut coronavirusul și trebuie să-l punem pe ăla cu prezervativ în cap. Deci a pus apa de sticla de apă în cap, că n-are omul ce să pună ca să se protejeze. Să nu ia, să nu cumva să ia... Bun. Ia uitați-vă la ăștia. Ia. Cine este aici? Mă recunoașteți pe ăsta, Daci? Ăsta cu barbă. Bine, scrie deasupra lui, dar nu contează. Feri. Păi bă, Feri. Cine este mă lângă tine aici? Ăla de asta eu, că nu i-a dat tuleele, de nu i-a crescut barba. Râdeam de el, al dracu interlop, dar nu i-a crescut barba. El nici măcar n-are păr pe față. Băi, e Lisu. Eu am zis că Lisu ăsta e aproape de cască, ține aproape de cascadorul. Bă, rog, deci nu trebuie să intrați în detaliile denumirilor interlopilor. Eu doar vă spun eu, nu trebuie să... Bun. Deci aici avem așa. Pe Lisu, care este adjunctul lui cascadorul, că și ăștia sunt pe grade, adică nici interlopii nu sunt, aia mai organizează că poliția. Deci ăsta este un interlop, Lisu. Aici e alt interlop. Aici, mă rog, e alt interlop. Ia uite, toți interlopii la un loc. Bă, cine e în centrul interlopilor? Bă, Gram, bă, Fili, bă, Mili, bă, Chiro. Bă, ce mama dracu mi-ai spus tu mie, mă? Bă, mă scuzi. Bă, ce mi-ai spus tu mie, mă? Te-ai jurat tu că tu nu cunoști lumea interlop? Că eu nu știu ce vorbesc? Hm? Bă, mi-ai spus așa? Bă, uite, poza asta. Asta, care nu-i contrafăcută, uite cum îl tip ăla de... Tu ești acolo, tu ești jupânul, mă, ești în mijlocul lor, adică ești chiar în centru. Și în jurul tău sunt interlopi din câmpul lung, în poza asta. Uite, tipul ăla de gât, așa, cum ziceai tu? Mă, mai ia și pe mine, mai cheamă așa să mai conduc o mașină, să mai... Păi bine, mă, Fili Miligram, păi tu-ți bagi joc de mine, mă? Adică mă sun și-ți bagi joc de mine? Bă, prietene... Tu știi ce scrie pe tine? Hai să spun ce scrie pe tine. Uite, scrie așa pe tine. Unde mai aia cu Degheau? Că ți-am dat tu ieri, Bogdane. Comunicatul de la Degheau. Hai să-ți arăt ce scrie pe tine. Deci pe tine, Feri Miligram, pe Lisu, pe toți derbedeii din câmpul lung. Hai să vă arăt eu ce scrie pe voi. Fiți voi, dracu, dacă nu. Mă scuzați de expresie. Fiți voi liniștiți dacă nu. Să vedeți voi ce scrie... În acel comunicat, ăla cu Deva. Vezi că sunt două. Au arestat 5 polițiști la Olt, dar nu mă interesează. Mă rog, mă interesează și aia, dar îi discutăm mâine seară. La Deva, o să dezvoltăm mâine seară subiectul. Iau. Direcția Generală Anticorupție, serviciu... Mă, nu Olt, mă, Deva. Hunedoara. Păi și aici de ce scrie Olt? Mă rog, cred că ăștia de la... Eu cred că ăștia de la... Nu, stai și stai acolo, că e problema cu ăștia de la Deghea. Deci au lăsat dracu ăsta, au lăsat titlul de la Olt. Deci Direcția Generală Anticorupție, acolo unde sunt eu, în comitetul ăla de monitorizează și sprijină structura asta. Că eu am înființat-o împreună cu câțiva. Da? Ia uite, mă, ce se întâmplă în țara asta. Uitați-vă și noastră ce se întâmplă în România. În 10 martie, ofițerii Deghea, Hunedoara, au efectuat 7 percheziții domiciliare pentru alcătuirea probatorului într-un dosar penal în care sunt vizați 2 angajați ai Inspectoratului de Poliție Hunedoara, o să rămâneți mască pentru ce, și alte persoane, adică milițienii și cu interlopii. Asta sună fix ca la câmpul lung. 2 milițieni aici și niște interlopi. E, la Hunedoara cred că o să fie mai mulți milițieni și mai mulți interlopi. Și alte persoane suspectate de săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție. Bă, dar să vedeți pe ce speță. Bă, Gram, ești pe fază, mă? Bă, Lisule, cascadorul râsului ce ești. Fii atent aici. Astfel, în anul 2019, ofițerii de la așa, bă, rog, nu mă interesează, bla, 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 ce au făcut ăștia? Din cercetări s-a stabilit că... Nu e bine să citim mai sus. Astfel, în anul 2019, ofițerii Serviciului Județean Hunedoara au fost delegați de unitatea de parchet să efectueze cercetări cu privire la suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni de proxenetism,
a unor infracțiuni de proxenetism de către un agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Deva. Bă, ăla, agentul de poliție era proxenet. Mă, Tăsarule, sună cunoscut, nu? Bă, oaie, sună cunoscut ce zic ăștia de la DGHEA de aici? Direcția Generală Anticorupție din Ministerul de Interne? Mie mi se pare cunoscut cam cu ce se întâmplă la tine, la acolo, la Câmpul Lung, unde ești tu jupân. Eu așa înțeleg eu. Deci un agent de poliție de la DEVA era un interlop, adică un proxenet, proxenetism. Din cercetări s-a stabilit că acesta, beneficiind de sprijinul unei persoane fără calitate specială, utilizând metoda Loverboy, deci băieții de la DGHEA, din punctul meu de vedere, merită de aici încolo tot respectul meu. Nu doar sprijinul instituțional pe care l-am acordat și voi continua să-l acord, din calitatea oficială pe care o am în raport cu Direcția Generală Anticorupție, cărora le-am oferit întotdeauna sprijinul în ceea ce privește activitatea lor. Au vrut să-i desfințeze până acum vreo 7 miniștri. De fiecare dată cumpănașul, împreună cu alții, au sărit și am apărat. De ce? Pentru că avem o calitate instituțională. Facem parte din această structură care supraveghează și sprijină Direcția Generală Anticorupție. Au tot respectul meu. Deci l-au prins pe un nemernic de polițist care era proxenet și care folosi metoda Loverboy, cum a fost racolată, de exemplu, Daria Soroiu și multe alte fete, vedem mai departe, acesta a racolat mai multe tinere pe care ulterior le-a determinat să se prostitueze, el fiind polițist. Zi, bă, Mătăsare, sună cunoscută treaba asta? Mătăsică? Ungureanu, Petran, Dorin? Bun. Totodată, în luna decembrie 2019, agentul de poliție a intervenit pe lângă un coleg polițist din cadrul unui post de poliție din județ, în sensul ca acesta să nu aplice o sancțiune contravențională unui cunoscut depistat încălcând reglementări rutiere. Adică, pe românește, s-a dus el și a zis, bă, nu-i da, mă, amendelul ăla, ce dracu, prietenul meu, e fratele meu, da. În cauza cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de proxenetism și abuz în serviciu, urmând ca persoane să fie audiate și nu știu ce. Putem să dăm comunicatul la o parte. Bun. Să-l punem pe ăsta, punem iar fotografia cu ăsta, cu miligram, filigram, cum îl cheamă. Nu cu geopolitica, nu, că s-a obosit dracu, mă dau, mă apuc de China și de... Bun. Uite-l pe Feri aici. Bă, Feri, ce părere ai tu, mă? Dacă i-au prins pe aia de la Hunedoara, ce zici, mă, pe tine te prind în mijlocul interlopii acolo, cu Lisu, cu... toți aia, dar îi vezi în poza aia. Tu știai de poza asta sau uitați că există poza asta? A? Tot ce ține de Câmpul Lung ajunge la mine. Tot. Deci eu n-am timp să procesez fotografii, înregistrări. Deci voia gaia, ca să mă exprim ca așa cum se exprima mama când era mic. Deci tu, Ferii ăsta, care stai tu acolo în centru și mai prostii tu pe mine să intri, că tu ești un nevinovat și te-a luat sus și ești un sclav. Bă, mie nu mi se pare că arăți la sclava acolo. Mie mi se pare că te încadrezi bine în fotografia aia, că ești fix în centru ei. Și în jurul tău să nu mai interlopi. Eu zic că Direcția Generală Anticorupție sau alte structuri, curând, vor face curățenie la voi acolo. Dacă la Hunedoara l-au prins pe ăla, eu nu înțeleg de ce, unde avem probe foarte importante și solide, de altfel, cum se întâmplă la Câmpul Lung, nu și-ar face treaba. Eu am încredere maximă în ei și au tot sprijinul și toată forța pe care pot eu să o dau în instituția statului român. Așa cum am făcut-o cu altele de-a lungul timpului. Pentru faptul că l-au prins pe proxenetul ăla, bă, agent de poliție, de la DEVA, cei de la Direcția Generală Anticorupție, de la Ministerul Interne, au tot respectul meu. Pentru a continua această bătălie, eu cred că ei trebuie să continue prinderea tuturor proxeneților din poliție, de exemplu, la Câmpul Lung. De aceea, Iepure, ieși din vizuină, doamna Iepure, ieși din vizuină, așa o cheamă, nu-i zi nimic, nu o jinesc. Doamna Iepure, ieși din vizuină și mâine seară să fii direct cu mine aici, pentru că este dreptul meu să-ți cer asta, să-mi spui ce măsuri ați luat voi de la nivelul inspectoratului de poliție județean Argeș, față de cei de la Câmpul Lung, față de rapoartele date de ăla, comandantul de la Câmpul Lung, față de cazul Soroiu, față de cazurile de
trafic de influență, de nenorocirile făcute de ăla, de la rutieră, de dosarele penale, de acoperirile, de care n-am eu timp acum, că am primit 1000 de informații. Dar mă doare capul de la coronavirusul ăsta, cred că începui să îl dezvolt. Bun. Și mâine seară povestim mai multe despre interlopii ăștia, despre care nu știa nimic a Ferii, mânca la tata pe el. El vorbea cu mine, a vorbit 45 de minute. Să mor eu, șeful, dacă știu ceva. Păi, dar ce, la noi există interlopi? El nu adevărul că dacă era cu ei acolo, e o normalitate. Adică la ei în câmpul lung e prostituție, droguri, tot e o normalitate. Adică cum să... Ce, cred că la el în capul lui era așa o chestie ciudată. Ce trebuie vrea să spun asta cu interlopi? Înțelegeți? Adică pentru ei este ceva firesc. Drogurile, prostituția, proxenetismul, hoția, că doar de aia a fost condamnat, pentru că era hoț, nu? La prizedori, cu mâna în traistă. Bun, prietene, mâine seară Câmpul Lungu scrie pe noi și vedem ce se mai întâmplă. Că cine știe, poate mai închidă ăștia vreun oraș, un aeroport, să mai, peste noapte mai se dublează cazurile, cum spune ei, că s-a dublat ca numărul de infectați. Bă, s-a dublat numărul de infectați. Dar nu este, bă, rubeolă, nu este, bă, altceva. Uitați-vă la ce spune ministrul ăla din Singapore, care e mai aproape, bă, de China decât România. Ăla e mai aproape. Deci ăla din Singapore ar trebui să fie mai panicat, ar trebui să fie mai agitat. Ăla spune, mergeți, mă, pe mall-uri, mergeți, mă, prin nu știu unde, mergeți, mă, la serviciu, nu purtați mască dacă nu aveți simptome, spălați-vă pe mâini, nu duceți mâna la față, nu vă pupați, nu vă strănutați, nu, mă rog, diverse. Mă rog, cu străinii, să nu vă pupați, că puneți când, da, mă rog. În rest, trăiți-vă viața normal. Bun, dragii mei, vă doresc o seară plăcută în continuare. Am o echipă superbă. Să vedeți voi ce emisiuni facem noi de acum încolo. Deja fiecare ediție bate orice televiziune, suta de mii de telespectatori pentru fiecare ediție în ultimele 3-4 cu siguranță. Eu zic că rupem tot. Oamenii vor vrea și vor să se uite acolo de unde iau informații. Nu de unde îi aburesc ăștia, le bagă în cap tot fel de prostii, invită 3 handicapați să vorbească și ei acolo, dar nu știu despre ce vorbesc. Noi vom vorbi cu poze, vom vorbi cu date, vom vorbi cu înregistrări, cu mărturii, vom vorbi cu cifre, da? Le vom, deci noi nu vom scoate pe gură elucubrații. Să fie bine, să nu fie rău. Hai marș! Bun, marș pentru aia care vorbesc așa, politicienii, liderii, ziariștii, jurnaliștii, lupește, care ei sunt foarte importanți astăzi. Mai am ceva să vă spun. Mi-a zis unul, că m-a întrebat unul, ce, un prieten, dar nu zice, auzi, de ce nu știu invitații? Și a zis, dar unde n-am invitați? N-ai văzut că intră tot timpul. Zice, dar nu, invitați din ăștia, politicieni de la partide, jurnaliști, analiști. Și mi-a zis, bă, atât de mult am stat în mijlocul lor, încât mi-e o scârbă de ei, adică să-l chem pe unul de la partide să-mi spună ce. Ce să-mi spună ăla de la partid? Că ce? Ăla nu știe pe ce lume trăiește, ăla nu știe cum a ajuns pe liste. Aici nu avem ce căuta. Dacă are ceva de spus, adică dacă are ceva cu adevărat de spus, vine un primar, un președinte de Consiliu Județean, un deputat, așa să iau de ce, să fie de poză acolo, ca la televizor, să zică lumea, versiunea noastră este că și guvernul n-a făcut, dar nici parlamentul, dar voi când ați fost la putere, dar mami dumneavoastră, eu de asta nu o să fac. Eu în această emisiune vreau să am oamenii reali, românii reali. De aici încolo, această emisiune și de la început a fost pentru oamenii reali. Românii adevărați. În direct, nu vor fi vedetele partidelor, nu vor fi vedetele televiziunilor, analiștii, jurnaliștii, răhăței, mă rog, nu contează, căței vreau să spun. Nu, vor fi românii adevărați din România și din afara țării, care știu problemele, care o duc greu și care au nevoie de sprijinul acestei televiziuni și acestei emisiuni. Până mâine seară vă doresc un coronavirus liniștit.